Hei, 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 salutări acolo, micuțul Cosmin Edelcu, sunt meceneu aici și vreau să te invit să urmărești acest podcast în care l-am ca invitat pe Codin Maticiuc. Am vorbit despre ce face Codin, adică munca sa caritabilă, am vorbit despre munca sa în film, pentru că produce filme, joacă în filme, ba chiar te invită la premiera filmului Miami Beach, film în care joacă alături de Matei Dima și care intră în cinema pe 21 februarie. Și am vorbit despre viață în general și despre viața lui în general și un podcast foarte mișto și te invit să-l urmărești până la capăt, bineînțeles toate alea cu like, share, subscribe, etc. dacă vrei să le faci. Aș vrea să mulțumesc frumos sponsorilor noștri și anume Food Panda. Le mulțumesc frumos că există, noi toți de aici de la MCN le mulțumim că sunt lângă noi și că, Doamne, uite, se ridică degetele și Food Panda, comandă acum și o să ai reducere de 15 lei dacă bagi MCN podcast cod F64, da, și celor de la F64 le mulțumim frumos că există și ne-au oferit echipament pentru acest podcast și în plus la podcastul ăsta aș vrea să vă arăt niște produse care sunt concepute de un prieten de-ai mei din vechi timpuri care făcea rap la un moment dat și după aia a zis stop și a devenit apicultor și are acest brand care se numește Albina, așa, astea sunt niște produse de la el. Bineînțeles că nu i-am cerut bani, nu i-am cerut absolut nimic. Știu doar că produsele sunt foarte bune. E un om care are interes maxim să ajungă niște produse bune pe piață. E un om care ține de binele producătorilor, el însuși fiind producător. Așa că te îndemn să mergi pe site-ul Albina și să cauți produsele pe care le scot ei acolo. Și aș vrea să te invit să ne asculti și pe Spotify, să ne asculti și pe SoundCloud și bineînțeles pe Apple Podcasts. Și din câte am înțeles, suntem și pe Google Podcasts și acolo. Bun. Deci ai unde să ne asculti, ai unde să ne vezi și îți mulțumim frumos. Mi-am făcut și o glumiță cu asta la un moment dat, cu... Știi, când îți sare curul, că se întâmplă să... Nu mă aud. Gata. Când se întâmplă să îți sune telefonul, așa, că sar de cur așa. Nu știu, la mine e tot timpul pe silent. Tot timpul. Bine, oameni normali, da, asta, fac așa, asta, pățesc asta, știi? Când le sună telefonul și sar de cur, că eu trebuie să răspund, știi? Da, da, da. Și asta a rămas ca sechelă de pe vremuri de când aveam telefoanele fixe. Că dacă nu răspundeai atunci, nu, știe, nici nu mai știai ce pula mea s-a întâmplat. Nu știe nimic, adică era ceva extraordinar. Exact. Eu am prins o perioadă, am prins mai multe chestii. Stai, hai să o lămurim ca să vedem de vârstă. Sau vrei să vorbim când vorbim? În asta să dăm, când nu vorbim știu, când vorbim, nu e. Voiam să zic că am prins, eu sunt născut în 80, ce vârstă? Ce? Eu sunt născut și eu în 80, perfect, dar în 86. Fuck you, 6 ani, contează enorm, enorm. Adică n-ai prins alea, de exemplu... eu am prins perioada când la telefon mi se punea lacăt și eu puteam să fiu sunat și le ziceam la aia care erau nepedepsiți, colegii mei, sună-mă tu, că eu nu pot să te sun. Eu deci se punea lacăt la rotativa aia, ce dracu era, la rotița aia se punea lacăt și nu puteam, dar puteam să răspund că mama voia să mă sune, să verifice, bă, ce faci, înveți, te-ai apucat, vezi că trebuie să pleci, știi, și putea să mă sune, eu stăteam pe telefon, asta era, vorbeam cu colegii, stăteam pe, la cât un serial ne uitam, ce dracu era pe vremea aia. Ne uitam și... Pe ce? Pe TVR? Păi, nici chiar TVR. Stai mă, că eu vorbesc de... Stai, ce an? Răspund când erai în liceu. Da. Deci asta liceu înseamnă și, 90... și înainte, da. Deci eu am fost, deci, în 80... 99 ai terminat liceu. Da. Da, deci nu era TVR. Era și la ProTV-ul s-a lăsat în cât? În 95 sau cât? Bă, nu mai știu. Da, adică 90 95, 96, adică cred că, ceva da, de genul, știi? Țin minte că am fost la lansare, pe ochi, ochi, cu e, generația, că, da? Da, da, generația pro, erau ăia, frații Vintilă. Da, cu Mircea era, și cu Marius, da. Da, era ceva... Da, asta spun, că am prins niște seriale, nu știu, era ceva, era și o chestie, aveam și posturi străine. Și Quantum uitam... Leap.
Quantum Leap, da, sunt mare fan, Scott Bakula cu ea. Ai. Dar mă uitam la, de exemplu, era ceva pe italieni, cred. Uitam, aveam postul italian, aveam super content la noi, dar erau italienii cu erai asta. Unul și cu toate la noi. Mă uitam, era ceva, era o prezentatoare foarte frumoasă, o emisiune de tineret, Ambra. Nu știu dacă ai prins, marcat de aceasta. Dar mie nu-mi plăcea italiană, nu mă uitam. Da, mă uitam la aia cu Ambra și vorbeam toți, ai văzut-o pe Ambra, cu s-a îmbrăcat, era ceva extraordinar. Deci era un soi de hotline. Pentru... Da. Dar și doar că nu vorbeai cu o femeie exista bună. Exista vorbitul la secundă, sau la 3 sau la ceva secunde, și pe fix a existat. A existat la un moment dat, că îți minte că era chestia asta. Pac, pac, ne sunam și se închidea. Pe da. Fix? Pe fix, frate, exista și pe fix. Nu ești știu în ce... sigur? 90, dai seama, să nu fiu amestecat, dar 90% sunt sigur, aproape sigur. Adică mi-amintesc să te sunam și voi n-ați prins, mă uit la fețele voastre, nu sunteți foarte tineri. Dar... da, se suna și pe fix a fost chestia. De ce n-ar fi fost? Că la un moment dat bă, și pe fix, să nu ți ia fisa, să nu ți ia dacă n-ai greșit, dacă știi. Eu știu că exista aia cu când era centralista. Cred că asta nu era de 3 secunde, pentru că regula de 3 secunde era că în 3 secunde nu plătești. Eu cred că era impulsul pe minut. În momentul în care te conecta o centralistă. Și în momentul ăla, ca să nu cheltuiești foarte mulți bani, bine, asta era oricum și da, după centralist. Eu n-am prins chiar perioada cu centralist, n-am prins cu provincia. Eu am avut la țară, asta cu centralist. Da, probabil că era cu provincia, cu chestia, dar n-am prins. Nu ai, avea număr fiecare, nu, sunai direct la persoană. Adică nu la Focșani, la țară, Codin. Nu mă, la țară, pe lângă Buzău, pe acolo. Aha. Unde chiar, adică când mergeam la bunici, era un sat și ca să vorbesc cu maică-mea, când mă lăsau acolo ai mei și să vorbesc cu maică-mea, trebuia să mergem la secția de telefoane, știi? Și chiar o vedeam pe tante aia, cum scoate dintr-un loc, pune într-un loc. A, da. Și vorbeam la telefonul de acolo. Am văzut astea cu mafios, că ai văzut că pe vremea era cu pac, pac, nu știu. Ei, eu am văzut în fața mea lucrurile astea. Zi-mi, două lucruri vreau să te întreb înainte să începem, nu știu, poate am început, abar n-am, cu voi e greu. Așa, două lucruri vreau să te întreb. Unu, când se va, știi când o vei posta, se va da? Da, noi am stat și ne-am gândit și ca să fie bine pentru toată lumea, pe 17 februarie se va posta. Ok, foarte devreme. Uh-huh. Știam că mi-ai zis că martie. Așa este. Voiam să mă raportez un pic ca la mare, adică să știu, bun, lumea înțelege că s-a filmat în altă, așa, dar... Da. N-a intrat filmul ceva tău. Ok, ca să știu exact cum mă raportez unul la mână. Și doi la mână, voiam să te întreb despre ce vrei să vrei. Ai niște topics? Sau vrei da, să spun și eu? Că nu știu cum funcționează. Eu de obicei mă informez destul de bine așa, despre omul pe care l-am în față și îmi pregătesc niște lucruri. Ok. Un soi de guideline așa. Da, întrebări nu vreau să știu că nu reacționez. Adică reacționez mai bine așa. Nici n-are sens să ți le spun. Dacă vrei topics-urile să-mi spui sau nu știu. Bă, n-are sens. Nici asta. Bine. Dar dacă vrei tu să vorbim despre o chestie, bineînțeles că putem să facem și chestia asta. Adică nu e... Da. Pe parcurs, dacă te gândești. Mă gândesc la asta și să... Dar ideea e că aș vrea să fie... Contează foarte mult, știi? Pe fiecare canal e un stil. E un stil care s-a format de public, de nu știu. Adică nu știu dacă... Poate aș vrea să vorbesc despre fundent dacă consideri și tu oportun. Păi o să vorbim și despre asta, da? Dacă consideri și tu că îi se pare un subiect de vorbit sau ceva. La noi aici chestia e în felul următor. Știu, în primul rând există această diversitate, deci nu există un public special pentru podcastul ăsta. Oamenii vin în funcție de podcast. Vin în funcție de invitat. Corect, adică dar n-o altă, n-o să, există cine și unii care la le place cum pui tu problema, faptul că se discute toate. Adică eu mă uit la multe chestii care nu m-aș fi uitat neapărat. Asta e treaba dumnealor. Ei se adaptează pe parcurs la ce se întâmplă aici în podcast. Okay. Da. Deci nu e o chestie... Nu e nimic riguros. Nu avem înțeles. Niște chestii bifat sau căcatul din astea. Ok, liniște. Bun, nu. E o chestie absolut liberă. Dacă știm niște topics, dacă vrei să-ți adaug și eu, să spun, bă, uite, e asta. E o chestie sau... absolut liberă. Putem okay. să facem cum vrei dacă tu. Dacă tu zici că dacă știi ceva subiectele... din ce te întreb nu ți ok, iarăși poți să nu... Putem să nu vorbim despre asta. E totul... Ah, ok, bine. Da? Da. Uite, pot să spun ceva. Am anunțat peste tot un buget al filmului care... Aha. Este cel real fără favoruri. Nu, știu nu vrei să vorbim la final de film? P-
putea să vorbim despre film când vrei tu. Bun. Acum, voiam să te întreb. Mamă, ce liniște de am început, știu o picătură că trebuie. Băi, ești nebun, mă simțeam atât de bine. Băi, am venit la un prieten aici, în sfârșit, se poate vorbi. Deci voiam să te întreb. Băi, să mă. Nu mă, voiam să te întreb de ce te sperie ziua. Ah, oh, mamă, ce teme ți-ai făcut, incredibil. Tu unde-i fiscă? Mă sperie ziua că e plin de responsabilități. Sau cel puțin așa ar trebui să fie și la mine nu e, nici nu știu. Îmi place atât de mult noaptea încât am spus că mă sperie ziua, dar noaptea e mult mai cool, pentru că e timpul ăla al tău. După o anumită oră, efectiv nu mai e nimeni online, nu mai răspunde nimeni la nimic și atunci e timpul în care pot să mai citesc, deși eu fac din ce în ce mai rar datorită să contentului. Să bei în pula, nu să citești, zi sincer. Hai, nu vorbim de day by day, hai să vorbim serios acum, că de ieșit în oraș și acum am... în sensul de ce zice omul, acum când ai zis tu asta cu aș vrea să stau, am și eu nevoie să petrec citesc, timp da. Să citesc. Eu la loft, înțelegi, când ajung, înțelegi, deschid o carte la început, că da. Sunt și bodyguards aia care, bă, ai mai citit ceva? Exact. Atunci da, dar e timp, de luni până joi sunt mai multe zile în care poți să faci de-astea, nu știu, mă ui și eu pe HBO, pe Netflix, la seriale, la nenorociri. Citești, scriu. E singurul moment în care poți să scrii ceva. Nu poți să scrii ziua. Eu am încercat o perioadă chestia asta. Am zis, bă, mă, te-ai zis, dar fac aceeași lucru ca noaptea. N-ai cum, te-ai zis la telefon. Dar nu crezi că e o chestie de organizare, pur și simplu? Adică de să încerci la un moment dat să schimbi programul în sensul că să te trezești mai devreme, de exemplu. Da. Pentru că asta cu oamenii care nu sunt on doar noaptea, să știi că se aplică și dimineața. Adică dimineața, să zicem, dacă te-ai culcat la... Asta te zici la 4. Din imposibil, da, la 5. Hai să zicem la 5. Da, probabil că dacă te trezi la 4, 5 sau chestii de asta ar fi o da. Perioadă în care eu avea o numai a ta. Pentru că altfel oamenii care scriu, și mai cunosc oameni care scriu și sunt normal, nu ca mine. Uh-huh. Uite Chișu. Au perioada asta care se izolează, Bendeac. Se izolează, adică fac niște chestii astea care sunt destul de greu de făcut. Să pleci undeva sau să nu pleci, dar să-l pui pe silent, pe bune, să-l bagi în frigider. Păi și tu nu poți să faci asta, nu-ți permiți asta? Nu, e și un tic să te uiți tot timpul și când vezi cine a sunat și bă, asta chiar e important, adică trebuie să-i răspund lui ăsta, să-i spun că nu știu ce și că mâine... Dar nu mă refer neapărat la asta, la izolarea asta de telefon, mă refer la a merge undeva și a te concentra doar pe treaba respectivă, adică să zici, bă, uite, am plecat în state, dacă ai... Da. Ai avut perioade în care ai fost și în vacanță și așa. Normal. Și în momentul în care mergi în state, să zicem că, domnule, eu în perioada asta o să și scriu. Am o săptămână din astea două în care petrec timp aici și în săptămâna asta o să stau e să e greu scriu. Cu telefonul lângă. Uite, acum mă uit, apropo de concentrat. Uite, mă sună Jesus. Acum. M-am uitat la... Nu, cum ar fi, da. Uite, eu mă concentrez pe treaba asta. Am venit aici și chiar mă simt bine și mă bucur că am venit. Mă sună Jesus. O secundă m-am uitat la el și m-am și gândit. E foarte important. Plecăm la Timișoara. Să-i spun, să nu-i spun, ai să fac actele. Ai încercat să-l pui pe modul avion? Ziua. Nu m-am gândit la treaba asta. Da, tu știi cât de mult... Eu am avut real problema asta anul trecut pentru că eram foarte prins în foarte multe lucruri și... stresul meu, eu nu-mi dădeam seama, dar stresul meu venea foarte mult din asta, exact din asta, de răspuns la telefon, mesaje, bla bla bla. Da, și lucruri care adevărat se par importante la momentul respectiv, că chiar ar trebui să-i spui lui ăla chestia exact. Aia și atunci pe moment. Doar că în momentul în care, uite, cum ai zis tu că ziua e pentru responsabilități, și să presupunem că într-o zi de fapt tu nu ai o agendă, tu nu ai un calendar și la ora aia trebuie să fii acolo sau acolo sau așa. Dar în momentul în care vin telefoane, vin mesaje, vin notificări, vin pizda oamenilor, în momentul ăla, fără să vrei, îți dă toată situația, îți dă o urgență care nu există. Și de multe fapt. Ori și accepti chestii și intri în chestii pentru ziua respectivă exact. Sau pentru săptămâna, îți umpli săptămâna de niște... Pentru exact. Că se pare că ar trebui să te întâlnești cu omul ăla, zice, bă, vreau exact. 10 minute, chiar trebuie să spun asta, da. Ce e important pentru. Și te gândești, da, mă, bă, ar trebui să fac și chestia asta și da. Să nu refuz. Dar te stresezi degeaba, de fapt. Eu am avut o ședință sau două când am mers la terapeut într-o perioadă și am vorbit exact despre asta, pentru că îmi dădeam seama că, știi că, prea, nu știu dacă sunt oameni care se uită și, sau ascultă care au problema asta, dar când îți vine totul din spate și tu ai senzația că trebuie să fugi de toate căcaturile care vin peste tine și ele te ajung, și ești până aici, efectiv, nu până la nas încăcat, așa, și nu poți să-ți dai seama de unde să o mai apuci.
Și în momentul ăla e și foarte greu să zici, pentru că exact cum ai zis tu, responsabilități, nu poți să zici, da, îmi bag pula, uite, exact, acum da. Îmi iau bilet și financiar. Sunt și așa puțin așa. Care fac asta pe bune și bagă pula pe bune. Exact, și adică plec o săptămână. Bendeac e unul că-l tot dau exemplu. E unul care efectiv o săptămână nu-ți răspunde la telefon. Poți să-i spui mor, am nevoie de ajutorul tău, nu răspunde, îți dă câteodată și sin. Da. Se setează în felul ăsta, dar sunt puțin care real reușesc să facă chestia asta, pentru că trăim în societate, trebuie să faci chestii. A existat. Eu zâmbeam mai devreme, iartă-mă, zâmbeam mai devreme că mi se părea discuția chiar, adică mă așteptam așa, băi, la podcast, m-am uitat la toate alea, râse, nu? Și mi s-a părut o discuție în care am intrat prima dată, pac, mega serioasă, totul, băi, era o dramă, mă gândeam, da, are dreptate, micuțul, să-mi pac pula, așa e, trebuie să facem ceva, trebuie să cutare. Da, mi-a plăcut, am intrat total neașteptat, adică eram și, băi, ce naiba se întâmplă, adică, băi, ai dreptate, da, și eu trebuie să mă luam psiholog, mă voi duce de aici. Don't over, de aici. Don't overanalyze it. Da. A fost, venea un exemplu acum în minte vis-a-vis de chestia asta și de oamenii care au foarte multe responsabilități sau cel puțin au senzația că au. A fost o poveste la un moment dat pe care o s-o zic, că nu cred că dăunează la ceva. Marcel Iureș, când parcă în tinerețea lui juca în Hamlet sau ceva de genul, cred că așa era povestea. Bă, și ajunseser într-un impas din ăsta, că în momentul în care repeți la un spectacol, e și mai, adică mi se pare și mai, am scris și eu, am avut perioade în care am scris. Cunosc cât de implicat trebuie să fii acolo, dar mi se pare că nimic nu se compară cu implicarea pe care trebuie să o ai când joci într-un spectacol și da, mai ales într-o chestie importantă, regizor important. Și cerebral, exact. Și emoțional din toate punctele, da. Exact. Și ajunseseră într-un impas din ăsta în care nimic parcă nu mai mergea. Bă, și Marcel Iureș a plecat. N-a mai dat nimeni de el. A plecat și s-a întors după o săptămână, super liniștit. Și a ieșit perfect spectacol. Dinică pleca așa, dar din 3 în 3 ore se ducea să bea, se întorcea. Și m-am gândit să... Ai povești clare cu asta, cu Dinică? Știu povești, dar dacă nu le-am trăit, e ciudat să stăm păi să povestim aici. Păi nu, că și eu am povestit, seama. Ideea este că aș vrea să-ți povestesc și eu ceva la care m-am dus cu gândul când ai spus că ai responsabilități sau ți se pare că ai chestii care depind de tine. Mhm. Există o clinică de dezintoxifiere, nu dezintoxicare, dezintoxifiere la Merano, în Italia, o clinică care te duci și te ține numai pe asparagus și, mă rog, și slăbești, dar nu slăbești neapărat, e de dezintoxifiere, da? Și se duce tatăl meu acolo des. Detoxifiere, cred. Detoxifiere, ok, whatever. Se duce tatăl meu acolo des și... Pentru că a și slăbit în ultima perioadă foarte mult. A și slăbit, dar el se ducea pentru detoxifierea asta... Da, o făcea și înainte de da, slăbit? Da, mulți ani, nu l-a ajutat, okay. Pentru că este un efect yo-yo. Te duci, faci o chestie dură și 7-10 zile, știi bine. Dacă nu reușești să ții un lifestyle, ani nu faci nici. Exact. Era un yo-yo. Slăbea și săracul, 7 kg, se îngrășea 5, pe aia încă 5, erau 10. Nu despre slăbit era vorba. Se ducea acolo și la această clinică se făceau și niște analize, când intrai și când ieșeai. Uh-huh. Pe mine m-a păcălit de două ori să merg cu el. M-a păcălit că era îngrozitor de greu și... Vreau să spun în felul următor. El acolo a făcut, era și o analiză pe care o făcea la cap. Îi puneau niște electroni și determinau cât de stresat ești. Aha. El întotdeauna a fost cel mai stresat și a fost acolo cu oameni de afaceri, a fost cu prieteni, a fost cu mama mea. Pe cine a păcălit și el de-a lungul timpului să nu meargă singur acolo. Și la toți le-a arătat fișa aia. Uitați-vă, bă, tâmpiților. Uite, bă, muncă aici. Bă, bă, răspunsul stres, nu știu ce, cu tare. Băi, când am fost eu, am ieșit singurul mai stresat decât el. Băi, a venit să plângă, deci taică-miu efectiv să uita și zicea, nu, băi, băi, Codine, bă, tu ce te stresează, mă, ți-au dat masă bună la lofirea aia, adică asta era, știi, pentru el, și bă, tu, adică, bă, de ce ești tu stresat, s-a dus, a vorbit cu doctorul, bă, da, fii-miu, nici nu făceam nimic pe vremea, adică eram... Asta în facultatea o semifrecam, adică nu era să zici că acum am un film, am băgat banii, tu ți-e curb, da. nu făceam mare lucru. Și bă, efectiv a rămas stupefiat de chestia asta. El cu care se mândrea și eu m-am dus și am trătit. Deci te rog frumos, da, să mă scuzi. Uite, uite stres aici pe capul meu, uite cum sunt terminat, înțelegi? Și n-a avut o explicație. Apropo de cum eu așa percepeam, eu eram stresat de chestii probabil mult mai mici, mult mai puțin dar importante, dacă se adună și se reflectau într-un fel asupra mea. Deci pe mine mă afectau poate egal sau mai mult, iată, decât îl afectau pe el probleme majore și reale, cumva, ale vieții. Da. Și i-au dat și un răspuns frumos doctorii aia care l-au și îmbunat pe tata și au zis, da, așa simte el, așa resimte el stresul cotidian, oricare ar fi el, și gândiți-vă cât de greu este și lui să meargă pe
pași după, nu, da, să calce pe urmele dumneavoastră, știi, și taică-mi era gen, pa, de ce tot vina mea, că sunt excelent, știi? E vina mea, bă, sunt prea tare și fiii meu, săracul, e blestemul lui, bă. Da, da, asta e cruce, eu sunt crucea fiului meu. Crucea fiului meu, să-l iert, bă, să-i mai iau un Ferrari, săracul, o fi terminat, înțelegi, e fiert. Haide, bă, tată, vină. Bă, tată, iartă-mă, mă, tată, hai, că ți-am zis într-o zi să te trezești înainte de 12. Iartă-mă, dormi cât vrei, mă, tăticule, că uite, mi-au dat doctorii ăștia, mă. Bă, e minunat că știi, băi, știindu-l bă, pe tața tău, tu-l știi, are și umorul ăsta, are exact și umorul ăsta, dar bă, bă, bune acum, tu vezi aia clară, vine doctorul și copilul nostru, mai stresat, e terminat, da, sărac. Băi, tată, dar îmi pare rău că ți-am zis să reduci notele alea de 2000 de euro la 1000 pe seară. E drăguț la că vrei, mergi la o din asta de detoxifiere și după aia când pleci de acolo, tu ești stresat și tai că tu ești și el stresat, pentru că te-ai stresat, tu se stresează el și tot, mai da, și el, da. Am fost, a, am vrut să postez. Apropo că, cum, că totul este pe cum percep chestia exact, asta și cum da, te afectează pe tine. Că te uiți la câte unul și zici, aia mă, păi ești tu trist că, uite, alții eu duc mult mai rău, dar poate pe el îl afectează chestia aia mică. Mm-hmm. Nu știu, suferința în dragoste, o chestie care da, zice, aia mă, bă, e vârsta, du-te, bă. Dar și pe ăla poate să le afecteze îngrozitor de tare. Exact, da. Dar ți se pare că viitorul tău ar fi fost altfel, de, apropo de chestia asta, știi, cu lumea care se uită la tine și zice ce probleme să ai. Viitorul tău ți se pare că ar fi fost altfel dacă n-ar fi existat treaba asta cu bani gata? Adică să vii deja într-o... Da, îți dai viitorul și trecutul cumva acum. Adică viața mea ar fi fost altfel dacă nu aș fi avut bani din familie. Că este clar, că logic pus, și evident. Ți-ai pus problema asta la 100%. În primul rând, în primul rând, m-am gândit tot timpul oare aș fi fost mai muncitor, mai atent, mai rău, da, de da, mic să fac, să realizez, să am bani, nu știu. Mi se pare că sunt o fire destul de leneșe, cumva genetic. Simt așa în mine, adică, bă, chiar ai mei s-au străduit foarte tare, pe bune acum, mm-hmm, că îi cunoști, măcar pe tata. Adică nu e unde ăsta... Bă, m-am fișit, nu l-am crescut, lasă-mă pe băiatul să fie. Să... Da. Bă, am încercat tot timpul, la școală, m-au și bătut, m-au și pedepsit. Bă, nimic, adică nici eu nu știu cum aș fi, cam și eu acum, un băiat de 9 ani și mm-hmm, greu cu el, adică nu știu pe ce parte să-l iau, e dârz, orice iau și stau așa, fără net, fără nimic, nu-mi văd nimic, nu vreau nimic. Și nu știu cum să, ce să-i faci, știi? Deci, clar, aș fi creat, mă simt leneș, genetic cumva. Deci nu știu dacă aș fi avut o chestie să apuc să fac lucruri mai devreme și mai mult. Mm-hmm. Și în rest, clar, îți dai seama că sunt mic, grăsuț, urât, n-aș fi făcut nimic. Adică ar fi fost nasol, îți dai seama. Adică clar că, adică, bă, te-au ajutat banii. Normal, în puii mei. Adică asta primul rând. Aș fi fost un labajiu, clar că n-aș, ce să fut. Adică ce să fut la... Dar nu e vorba de asta, mă. E vorba de... Relații, alea. Adică eu am... E eu am vorba făcut... de gândurile care ție ți s-au dezvoltat mai devreme sau mai târziu, fiind în contextul ăsta, și diferența dintre contextul ăsta și ce gânduri ai fi avut dacă nu ar fi existat contextul, știi? Pentru că, în mod sigur, independent de context, ai avut la un moment dat niște gânduri. Da? Adică lăsând la o parte familia, lăsând la o parte da, da, imaginea asta publică a ta, ai avut tu niște gânduri. E greu să spui când, de... când s-ar fi dus. Eu întotdeauna am spus că cel mai de preț cadou pe care mi l-au făcut ai mei este timpul. Eu uh-huh, tot timpul am simțit că am timp să fac orice. Adică eu acum dacă vreau mă las de ce fac, aia cu tricouri, cu firma cu T-shirt Factory, cu Ansin, mă las și de influencing, așa era să zic eu, mă las și de actorie, produs filme și de avut grijă un pic de firmele aia și plec în Brazilia să fiu taximetrist 3 luni, așa că vreau eu să văd cum e să fiu uh-huh, uberist până Paris. Da. Adică am această lejeritate, bă, pot să o fac, mă întorc, nu s-a întâmplat mare lucru. Bun, s-au mai închis niște chestii, că n-au așa, dar viața continuă. Asta mi se pare un cadou extraordinar, iar când ai un spirit, cred eu că am un spirit creativ și cu un pic așa, bă, îți dă o lejeritate să știi că poți să o faci și că nu se întâmplă, adică nu trebuie să te duci la muncă 8 ore și pe aia să fii tu creativ. La asta mă refer, adică spiritul ăsta al tău creativ, el există, ar fi existat și fără... Ar fi existat oricum, uh-huh, dar tot timpul te întrebi. Unde te-ai fi dus? Adică să zici, aș fi la muncă, clar, de în primul rând era la muncă, adică unde să mă... Te-ai vizualizat ca fiind student un ATC, nu știu, sau nu știu. Nu știu, să foarte greu, pentru că eu, de exemplu, am crescut, eu ți-am spus, sunt născut în 80 și perioada când am avut eu de ales, oricum, când ai să
în momentul când trebuie să alegi ce facultate urmezi, ești un copil. Deci nu, nu există cineva, iar am niște prieteni acum care oferă copiilor lor 1, 2 sau 3 ani sabatici și mi se pare senzațional. Atât timp cât copilul în perioada aia să facă lucruri, adică tu ce crezi că vrei să fii? Păi cred că vreau să fiu producător de filme. Ok, o să-ți aranjezi să muncești la niște producții de filme, dar nu te duci la școală. Te-ai oprit? Ce mă? Nu, cred că vreau să fiu farmacistă. Bine, o să-ți aranjezi să lucrezi într-o adică trebuie să... Alegerea aia era grea de făcut atunci și e grea pentru orice copil la 16 ani să spui, pentru ce te pregătești, tati? Pentru bac și pentru ce facultate? Nu știu să... Deci pe vremea aia era așa, cumva privit, bă, un ATC-ul e o glumă, adică eu așa o vedeam, adică ziceam, bă, nu se pot face bani, taică-mi făcea bani, taică-mi spunea, bă, tată, faci ce vrei, dar eu te văd, adică eu când am ales facultatea, am ales dreptul, că, nu știu de ce, mi se părea mie că, cum vedeam pe filme, că e cu pledoarii, cu alea, n-am crezut că e cu învățat și cu hârtii doar, știi? Și ideea este că după, la jumătatea facultății de drept, când am văzut că nu e asta de mine și cu un colegul meu, George Remeș, a dat la un ATC, că eram colegi la drept la facultatea. A, el după drept a dat la un ATC. În timpul. Deci eu eram coleg cu el de an la Facultatea Română-Americană, unde dracu să fie toate beizadelele, la Jamonec, urmat cu americană, înțeleg? Aha. Deci eram acolo cu Remeș, care și el, dai seama cine, eu cu Remeș, toți băieți. Și Remeș cumva pe la jumătate a zis, bă, eu cred că vreau să fac asta. S-a dus acolo. Eu n-am simțit, n-am știut ce. Nu, încă eram prea, eu și la vârsta eram copil și nu mi se mă simțeam matur. Stai că mi-a zis, bă, de drept vă că nu te ții. Adică vino dracu și munce, vino și fă ceva. Și m-a luat la firmă și a zis, bă, tu nu neapărat să știi să faci afaceri. Tu trebuie să știi care sunt afacerile, unde dracu avem banii, unde avem terenurile, măcar să le manageriezi, adică măcar nu să faci ceva bun. Să știi de ele, să când toi muri, să nu te trezești că tu habar n-ai nici măcar ce ai de revendicat. Adică care sunt ale tale, unde sunt actele, adică vino stai măcar deci așa. Deci erai la modul ăla de absent în toată chestia. Păi bine, era la modul ăla. Eram, gândește-te, aveam 19 ani, am dat la facultate, pe la 20, anul 2 sau 3, nu mai știu când, a zis, clar, facultatea e... Adică nu faci nimic, nimic, te bea, te trăiești să... Eu eram convins că spiritul ăsta al tău mai implicat și așa a pornit de la o vârstă mai fragedă, nu? Adică n-a venit pe parcurs așa la 20 de ani. Mai implicat în ce? Mai implicat în orice. Adică mi se pare că cel mai apropiat lucru în care puteai să fii implicat era chestia asta cu tatăl tău, știi? Da. La chestia asta cu tatăl meu ți-am zis, m-a luat efectiv de la jumătatea facultății, a zis ok, când nu ești la facultate, pentru că la facultate de abia te tărești, deci nu poți să zici că te faci un avocat, trebuie să vii și la muncă. Uh-huh. Când ai facultate? La ora aia. Bine, până atunci vii și stai pe acolo. Dar veneam, eu noaptea și ieșeam, cădeau, eu efectiv eram, ajungeam pe la întâlnire la care mă punea acolo și îmi cădeau ochii în gură, adică el mă vedea și le era rușine de oamenii aia, că adormeam pe ei de față. Și am prostie, adică și nici n-am rezonat niciodată, adică nu mi-a plăcut niciodată mediul de business. Uh-huh. Și n-am știut să exprim cumva asta, sus și tare, să zic, bă, tată, nu-mi place, că zicea, păi, ești un credin, ție nu-ți place nimic, ce-ți place, să bei și să ieși la cluburi? Ei, bine, nu se poate, nu poți să fii client, tău. Maxim poți să fii patron de club, dar și aia trebuie să iei de jos, să vezi, să te duci la bar, să vezi cum fură aia de la bar, cum știu să pună, cum, adică trebuie să înveți. Deci, mă rog, am trecut din anul ăsta, nu știu când ar fi fost, adică momentul în care ar fi făcut altceva dacă nu aveam bani, adică poate m-ar fi împins către, mai devreme către o zonă în care să mă focusez, bă, ce îmi place mie să fac, pentru că consider că trebuie să faci ceea ce îți place ca să poți să ai o șansă să devii bun. Absolut. Cred că trebuie să fii tâmplar, dacă îți place să lucrezi lemnul, trebuie să fii nenorocit de tâmplar și sculptor în lemn sau ce derivații de la tâmpărie, de la lemn există. Trebuie să faci asta și s-ar putea să devii milionar din chestia asta dacă ajungi să-l faci pasionat și atât de bine. Mm-hmm. Pentru că dacă tu practic transformi alea 8 ore de muncă din cele 24 în care 8 dormim, 8 muncim și 8 facem multe alte nebunii pentru alții de multe ori, dacă alea 8 ore de muncă le transformi în orele tale personale în care faci ceva fun, este, da, ceva care ai câștigat. E hrană pentru suflet. Ai se pare că sunt foarte mulți oameni, așa mi se pare în ultima perioadă, sunt foarte mulți oameni care nu mai au legătură cu munca asta fizică, deși, exact cum ai spus tu, s-ar putea, dacă ar experimenta lucrurile alea, în momentul în care nu le place absolut nimic și dacă ar experimenta, nu zic datul la sapă sau așa, dar cum ai zis tu, tâmplărie sau niște meserii din astea care existau pe vremuri și ușor, ușor dispar, gen pantofar, gen chestii din astea care acum sunt privite rușinos, știi? Adică da, da. E o rușine dacă vrei să, dar în momentul în care știi să
faci lucrul ăla bine, îți face plăcere să faci asta, ai acum metode pe care nu le aveai prin 2090, de a alege o firmă care să-ți împacheteze produsul cum trebuie, da? Să-ți seteze niște prețuri, să te sfătuiască, da? Să fie un consulting din ăsta financiar și în momentul ăla tu poți dintr-un pantofar, corect, atât, să devii un om care are, de exemplu, pe Dorobanți o pantofărie. Și normal, scoate și 10.000 de euro. Și ajungi că și faci linie de ajuns să faci, nu știu, să Prada sau adică ajungi să faci, da, o firmă de design, de nu știu ce, că tu știi să faci foarte bine aia. Normal. Din orice, adică gândește că acum, uite-te la voi, la așa, din actorie poți să ajungi, din actor faci stand-up, din stand-up ajungi să facă bani, dar reali. Și doar din actorie, din stand-up, din actor devii producător, doar actor. Actoria s-a dezvoltat, un actor care a devenit, uite, Mihai Bendeac, iar revenim la exemplu lui, un actor foarte bun care s-a dus în zona TV, din zona TV s-a dus cu niște cifre pe online și a devenit și influencer, caracața lui s-a ramificat și chiar încasează, adică sau poate încasa. El e și genul de artist care nu și ia orice, nu face orice job, dar putea încasa 10.000 pe lună, relaxat. Cred că asta e un soi de problemă, așa că ar trebui menționate mai des lucrurile astea și să înțeleagă oamenii că nu toți putem fi pe online să câștigăm bani de acolo. Nu toți trebuie să ceea filmeze ce vloguri. Nu toți, exact. Trebuie să-ți placă ceea ce faci. Dar opțiunile sunt mai multe, pentru că aici e o problemă, știi? În ziua de azi ai senzația că opțiunile sunt trei. Să fii... Crezi? Zic trei, așa, sumar, știi? Ok. Să zicem, a fi băiat de bani gata, brusc a exploda în online și a avea un canal de nu știu câte milioane pe YouTube, sau de a face actorie din asta de... cum îi zice, de TikTok sau de chestii de genul ăsta, știi? Da, sketch, deci tot online cumva zona asta. Și toată lumea așa fuge de niște chestii reale. Cred că lumea încă reale, vede banking-ul, încă vede domeniile astea clasice. Bă, dacă mă fac doctor, fac bani. Dacă mă duc în zona de banking, o să fac bani. Sunt foarte puțini oamenii care cu mintea lor se duc spre asta și sunt foarte mulți ăia care sunt împinși de un trecut al familiei. Da, tata lucrează în treaba asta, o să mă duc și eu pe chestia asta, că nu știu alte opțiuni, știi? Și mi se pare că diversitatea asta a opțiunilor nu e tot timpul așezată. Bine, nici nu e rolul nostru acum, da? Ideea care ar trebui noi să o transmitem este că trebuie să faci unul întâi ceva ce îți place, să devii pasionat în ceva, că doar atunci ai șansa să fii bun. Nu poți să fii bun dacă urăști ceea ce faci. Da. Și apoi, dacă faci ceea ce îți place, orice ar fi acel ceva, poți să faci bani mulți din chestia. Eu am un prieten care are singura fabrică rămasă de metalurgie din țară și de pe la Brașov și are sudori pe care are câțiva sudori pe care plătește cu 3.000 de euro, unii cu 2.000, adică a ajuns, pentru că nu-și permite să-i lasă să plece. Mai importă și niște vietnamezi, mai ia și nu știu cum și niște, dar are câțiva care știu ăia exact cum să sudeze, că niște face niște structuri metalice, capete de pod, poduri întregi, nu știu, adică ceva care e foarte, nu pot să, sper că merge așa, e cam nu, și are niște sudori plătiți ca niște directorași de bancă. Și eu am un amic, Bogdan Lungu, cu care chiar vorbeam de el, asta face, sudează. Și el a plecat în Germania să facă asta, pentru că eu nu știam, dar vorbind cu el am aflat că e o chestie de artă, efectiv, să moară asta, să faci prinderea aia perfectă dintre două chestii, să... Iată. Și fac și artă, adică au o comunitate, știi? Din asta, da, în care își fac tot fel de proiecțele. Și dacă îi place, el are șansă să facă bani mulți din aia, mai mult decât un actor care face actoria așa. Just to do it. Da. Sau mai mult decât unul care a terminat ASEU pentru că n-a avut altă opțiune. Îți mai dau un exemplu, iară, așa, să dăm pentru oameni. Sunt 3-4 restaurante care sunt pe marginea lacului, pe malul lacului Herăstrău. Aha. Bune toate, scumpe toate. Aha. Unul dintre ele este deținut într-un procent destul de mare de un băiat care a fost chelner la acel restaurant, fix la acel restaurant. Nu îi zic numele că nu știu dacă Food Panda, care e cu voi, nu știu dacă livrează de acolo, așa. Nu vreau să... Așa. Ideea este așa. Unul dintre... Eu îl știu de la fostul proprietar. A existat un băiat pe care l-a făcut, un italian, a venit din Italia, a făcut acest restaurant, l-a ținut ani de zile, a avut acest chelner care a avansat, a ajuns manager, șef de sală, nu știu cum. Și când niște băieți, niște români au vrut să cumpere, italianul voia să plece și ăsta au cumpărat business-ul. Sunt un business mare, ăia românii l-au cumpărat, nu știau nimic despre restaurație și au zis lui, îl luăm,
hai jumate tu, jumate, noi punem bani. Și acel chelner pe care eu îl știu și m-a servit la masă ani și ani, acum deține restaurantul ăla, mă duc, mă salut, văd dacă mai vrea să-mi dea masă, dacă vrea să-mi... Un chelner, dar a făcut meseria perfect, om muncitor, atent, a învățat, a stat, a știut toate de desubt. Da, a muncit. Bă, mi-am adus aminte, bă, și tu știi, nu știu, mi-a venit imaginea asta în cap, n-am mai avut-o de ani de zile, bă. Zim. Fii atent, Codin. Era un băiat în Focșani, când eram eu copil, un băiat care în primul rând sărac, adică se vedea că era tot timpul cu haine ponosite, murdar, nu știu ce. Bă, și omul, apropo de asta cu muncitul, s-a apucat să, cred că avea și un soi de handicap sau ceva, și s-a apucat să spele mașinile ălora care veneau la club. Ok. Bă, și din spăla mașini, dar omul muncea, bă, și îl vedeam, bă, să moară, mă, să am imaginea cu el, nu mai știu cum îl cheamă, din păcate, și nu știu ce mai face în ziua de azi, sper să fie bine, bă, dar am imaginea cu el în soare, bă, avea o bucurie imensă în pula mea că spală mașinile. Stai, ce club era ăsta în soare? Nu, mă, în fața clubului, în pula. Ah, ok. Nu, că eu stai, la Focșani, stai, parcam afară, mă, mașina, nu? Stai, nu parcam poate, în club. Păi da, dar în club e noaptea, adică nu era niciun soare noaptea. Nu, mă, spăla mașina afară, mă, în afara clubului. În afara clubului, dar aveați un club de zi, de era soarele afară? Nu, mă, dar veneau, adică era o zonă... Veneați de vreme. Care era și terasă, de... știi? Era și terasă, era la terasă clubul. Cu... Se și mânca, da, probabil, exact, se și da. Exact. Înțeleg. Și bă, spăla omul ăsta cu o bucurie mașinile, pentru că veneau bani, știi? Bă, și băiețași ăștia în Focșani, mâncalea și pula lor, chiar au fost băieți, adică chiar l-au ajutat, chiar au început să îi dea bani mai mulți, adică să nu mai fie asta, știi, de-i dai lui 2 lei în loc să te duci la spălătorie să dai 20. Le dau prețul de la spălătorie la un dat, sau poate mai mult. Sau... Aproape, după aia a devenit, l-au luat ușor-ușor în club. Și a devenit barman în club. Și după aia, ușor, ușor, a devenit managerul clubului respectiv. Poftim. Băiatul, același, repet, da, și cu un soi de handicap, deci avea o problemă de vorbire și așa. Da. Bă, și poate omul ăla a muncit, eu l-am... Nu, n-a fost zidic. Eu l-am văzut muncind de la început până în momentul ăla. Din păcate, ți-am zis, nu știu ce... Bă, da, exact, un exemplu foarte bun de om care, uite, muncește. Poftim, asta îmi pare niște exemple. Bă, ajungi, da, de la aia dacă, da, faci. Pentru că s-a schimbat și asta, trebuie să spunem oamenilor, s-a schimbat și piața. Înainte era piața angajatorului. Mm-hmm. Ăla, că tu țineai de slujbă cu dinții, cu nu știu ce. Pentru că ăla avea tot felul s-a schimbat de, piața, da, era piața angajatorului, a devenit piața angajatului. Eu încep fiecare zi la T-shirt Factory mulțumind angajaților că au mai venit și în ziua asta la muncă. Adică, efectiv, întâi le mulțumesc tuturor și apoi dăm drumul la treabă. Că ăla, dacă nu vine a doua zi, e greu de găsit un om bun la orice. De-aia spun că băieții clar l-au luat la barcă. Au zis, bă, dacă tu vrei să muncești, noi avem nevoie, pe bune, un om aici, că suntem furați, suntem cu stare. Asta, dacă s-a întâmplat și în contextul ăla de anii 90-2000. Mai tare, dar oameni buni întotdeauna ai avut nevoie. Și un om și bun și cinstit și adică exact, un cumul, da, de calități. Deci nu se poate. Pentru că mă gândeam iarăși la o paralelă, știi, între determinarea omului care a crescut fără bani și determinarea omului de bani gata, știi? Că eu o să tot folosesc expresia asta, că folosește, mi se pare cea mai, da, comună și așa. Nu-s copil de bani gata, băiat sau bătrân de bani gata? Adică m-a ajuns pe la bătrân de bani gata, adică cum? Băiat de bani gata. Băiat încă. Băiat. Ești băiat. Încă și băiat. Mi se pare că determinarea de multe ori coincide. Bineînțeles că asta nu se întâmplă la toată lumea, dar uite, mi-a venit în cap exemplul lui Spike. E în aceeași situație de băiat de bani gata, dar... drumul lui, adică nu poți să contești munca și geniul lui din treaba pe care a făcut. Dar totuși există o relație cu determinarea, cred, nu crezi? Adică toate exemplele, adică foarte rar omul care a avut bani și factorul financiar, determinarea din zona financiară i-a lipsit total și a găsit mai greu determinarea aia, doar lasă-mă să fiu eu, sau, adică mult mai greu. În toate domeniile am văzut. Ai văzut Totorina, filmul? Nu. No. Il Capo di Capi. Viața lui Salvatore Rina, mă rog, un mafiot, și le spunea celor din jurul lui. A fost un mafiot în Italia, foarte periculos, s-a făcut niște chestii îngrozitoare și serialul a fost de 5 episoade și la un moment dat el a avut o gașcă și lui a plecat din mic sătuc, a omorât pe toată lumea, judecători, procurori, n-aveau mamă, n-aveau foarte mult curaj pe vremea aia, așa, și la spre final le spunea lor din jurul lor, băi, ați pierdut foame. Nu mai aveți foame, v-a dispărut foamea, v-ați lenevit. E bine, nu mai sunteți atenți, nu mai facem lucru. Peste tot, am
prieteni care au, am un prieten care are un băiat foarte bun și foarte talentat, cred că are 7-8 ani, foarte bun, foarte talentat la tenis. Și joacă, și joacă. Și băiatul ăsta, prietenul meu, ba mulți, îl antrenează tot timpul. Adică în vacanțele de iarnă vine la Miami și ea la Miami are două antrenamente pe zi cu doi antrenori diferiți. Unul care face numai servă. Unul, adică niște chestii astea foarte specifice. N-am știut că faci cu antrenori diferiți, unul de servă. Și l-am întrebat, băi frate, crezi că al nostru? Și a zis, Codin, nici eu îl simt, nu. E bun, are talent, îl împing, ăla. Da, zice, uite-te la el, are pofoituri în picior, nu are decât alea, n-are de un, adică e mai greu când îți lipsește foamea, da, să o faci. Băi, e ciudat capăt. Că uite la Paul, la Spike, mi se pare că e foarte ciudat, parcă s-a simțit un soi de foame, mă, în ce a făcut el. Nu știu dacă era... Nu, sunt convins că este contraexemple în toate, adică știu, eu știu fotbaliști cu bani. Veniți din familie cu bani, care au venit la primul lor antrenament la junior cu Porsche Cayenne. Adică când au prins echipa asta de junior de la Steaua, dar cu tare au venit cu Porsche Cayenne de acasă, de la părinți. Dar rar, rar, ăia pe bune care au tras. Hai să ne uităm exemple de peste tot. Câți copii cu bani și, mă rog, copii de bani gata au reușit pe bune în ceva. Sau s-au găsit drive-ul, dar cu greu și în altceva. Eu mi-am găsit în... Nu știu, în a-i demonstra lui tata că se poate. Și că se poate, uite, că nu e doar domeniul lui. Și nu e doar despre înmulțit banii. Din, da. Din X faci 2X sau 3X și aici e... Nu, poți să faci în altceva. Și poți să faci chiar rezultate frumoase. Care chiar el să fie mândru. Zic că, bă, știi ceva, mi-a plăcut filmul ăla. Aha. Chiar mi-a plăcut. Adică ai făcut o treabă bună. Într-o zonă total diferită. Bine, el fiind și înclinat spre chestii astea. Eu țin minte când eram eu student și el venea la piese. Tatăl meu merge mai des la stand-up decât mine. La stand-up. Și la stand-up teatru nu. Venit, la teatru nu. Și s-a și nevit în ultima vreme, că are o vârstă. Atunci și s-a au venit, știu că n-ai putut tu să vii, dar aveam eu un spectacol de master, mi se pare. Ce au venit, mi s-a părut foarte frumos, așa m-am bucurat atunci. Merg și la teatru, au fost la teatru aseară, chiar aseară au fost la teatru, el cu mama, merg și la teatru des, dar tata e fier pe stand-up, adică taică-mi e cu stand-up-ul, consumă tot, de peste tot, cu tare, cumva vă îndrăgește pe toți, pe tine, pe Bordea, pe nu știu ce, îi scrie mesaje când vede într-o stare, că e așa, e pasionat, da. Chiar e pasionat de chestia asta, deci îi place asta foarte mult. Ai făcut-o și ca să-i demonstrezi lui ceva? Nu știu dacă, sigur, probabil că undeva, eu acum încerc să mă auto-psihanalizez. Probabil că încerc să demonstrezi celor din jur că și tu ești bun, că poți să faci chestii, celor care contează, celor a căror părere contează pentru tine. Clar o faci și pentru tine, adică găsești, de exemplu, uite asta, bă, sunt, nu știu, am bani sau nu știu ce. Băi, uite, pot să vreau să reușesc sau să mă duc în domeniul ăsta de faimă, că și ăsta este un fel de drog, la fel de puternic sau poate chiar mai puternic decât banul în sine. Eu am mai avut și chestia că foarte mulți ani a fost o chestie de asta, pentru că eu nu apăream deloc în media și media avea o singură voce și aia era îndreptată cumva împotriva mea, băiatul de bani gata, care nenorocit, un animal, fără și numai prostit, nu făcea nimic decât să mă bucur de viață. La mine a fost cumva, poate și de acolo un drive, bă, stați-mă așa că eu pot, poate și de acolo, adică poate n-a fost să-i demonstrez tata, ci poate a fost să demonstrez acelei voci. By the way, voiam să spun apropo de chestia asta că eu de exemplu sunt foarte recunoscător și nu o să vorbesc niciodată urât sau nu știu cum să spun, sau în detrimentul acestei unelte care se numește online. Da. Care pentru mine a apărut când a apărut Facebook, nu sunt un creator de conte în video, nu am YouTube-ul, nu a însemnat mare lucru pentru mine. Dar când a apărut Facebook-ul, eu acolo am putut să scriu și să-mi scriu părerea mea, nealterată, că ea mă mai chemau, lasă, vină la interviuri, nu știam, după ce m-ai vorbit de rău, zi și noapte, mă cheme acum să faci tot tu, bani și content acolo. Ei zgândere atunci, iau un băț și... Dar nu, eu personal, eu cu Facebook, eu am reușit în Facebook și apoi pe blog, dar cele două corelate, să am articole care au fost mai citite, mai apreciate și au avut un reach mai mare decât ziarele care mă vorbeau de rău. Da. Și a ajuns lumea efectiv a avut de ales între urmărim toate ziarele și revistele care zic că este un prost sau urmărim pe el care scrie ceva interesant și râdem sau plângem câteodată sau ni se pare ceva interesant. Și am ajuns cumva să pot să lupt cu aceste lucruri, pentru că altfel ele riscau să devină un imperiu, absolut, un monopol, ușor, ușor cumpărate poate și un pattern.
da, cumpărate de una, două, trei persoane, ușor și o devină, adică e greu să te lupți. Băi, în ziua de astăzi, tu te poți lupta. Vine diseară și ProTV-ul și Antena și Canal D și zice ceva de tine, dai drumul la un live și spui părerea ta. Așa cum vrei tu. Secunda aia, contează. Adică poți și poți bate în audiență pe toți la un loc. Hai să citești ce ai scris tu. Zi-mi ce am scris eu. Părinții mei au înființat o fundație care are grijă de copii orfani din 1997. În 2004 am construit un orfelinat care funcționează și astăzi și unde se găsesc mereu între 30-40 de copii și unde azi 20-30 de copii din cartier vin zilnic să mănânce la prânz și să-și facă temele. Am ajutat până acum 685 de copii și continuăm să o facem. Putem mai mult, capacitatea ne-ar permite, nu și fondurile. Da. Bun. Asta cu nu și fondurile, știi că sunt foarte mulți oameni care o să zică, păi cum pula aia nu și fondurile când pe o seară tu cheltuiești 2000 de euro. Oamenii au, da, au tendința în momentul în care tu oricum faci o chestie bună, da, indiferent din ce motiv, dar faci o chestie bună, da? Și oamenii au tendința, cum am pățit și eu de curând, de exemplu, am pus o postare, în fine, pe scurt, un nene a intrat în mine, trebuia să-mi repar mașina, Laurențiu, care e mecanic și prieten de-ai mei, a reparat mașina gratis și banii ăia 1000 de lei, am vrut să-i donez unei cauze. Și oamenii au scris, și nu unul, oamenii au scris acolo, mai bine mai puneai și tu 1000 de lei pe lângă ea, că ai, da? Și nu puneai pula în postare pe... Așa. Ca și cum nu tot tu i-ai pus pe aia 1000 de lei, că tu puteai să beneficiezi de treaba aia și să te bucuri și atât. Deci cumva tot tu i-ai pus, nu e ca și cum mai puneai... Se simte tot timpul din căcatul ăsta de oameni de genul ăsta, simți nevoia, dar eu încerc să rezist de multe, da, ori, de a refula sau a defula, nu știu exact care e termenul corect nici până în ziua de azi, așa, și de a zice în morții tăi. Eu fac asta, 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 asta. Da. Banii ăștia am donat atunci. Știi? Da. Îmi vine să fac asta. Și de ce nu faci? Eu le scriu chestia asta. Uite, eu fac asta. Asta fac. Că nu e treaba lunar. Lor. Nu, eu, nu, știi de ce? Depinde cum vrei să comunici. Eu răspund comentariilor, mai ales celor care mă acuză sau mă jignesc, mai ales lor, decât unul care spune felicitări. De multe ori îi dau un like, săracu, știi, da, trebuie să-i răspund lui ăla mai mult. Exact. Dar le răspund tuturor, pentru că așa am țin comunitatea. Eu am o comunitate pe Facebook puternică, mai puternică decât Instagram și TikTok, era TikTok-ul, că nu, acum trebuie să faci și să am fost așa, la fel, da. Bun, a apărut și TikTok-ul, da, suntem pe TikTok, nu uitați să dați un follow pe TikTok, că sunt fiert pe TikTok. Dacă n-am TikTok, o să abia mă aștept să te văd, la... să te văd dansând. Așa, acum, da, o să dansez pe TikTok, o să fac ce o să fie nevoie, așa cum am făcut și pe blestematul de Instagram, când s-a făcut, eu nu știam ce poze, că eu selfie-uri de-astea nu-mi făceam și nu prea aveam poze cu mine, da, în care eram, nu mi se părea că n-ară bine și nu mi se părea că depus, aveam burtă din unghiul ăla, eram la sol și atunci nu știam, mă rog, gata, stai că mă am așa. Deci eu le răspund acestei comunități și răspund tuturor, le răspund, uite, eu fac asta, tu ce faci? Și să știi că există hateri. Doamne ajută, că normal, eu, da, cu hateri ăștia îmi fac treaba, că de-aia am riciu pe care l-am și pentru că există ăștia creează engagement. Băi, nu e despre hateri țara asta, avem foarte mulți oameni mișto, avem foarte mulți oameni extraordinar de buni și comunitatea reacționează imediat după aia, adică ăla și-a 40.000 de mui de la treaba aia, știi? Dar, normal că eu îi răspund frumos, uite mă, eu am făcut asta și fac asta, poate nu fac destul, probabil, așa cum sunt convins că nu citesc destul. Și tot timpul mă gândesc, bă, ar trebui să citesc, mă, poate ar mai trebui să mai ajut o persoană, să mai fac o dată timp și într-o zi și să mai iau o dată. Dar când a fost colectiv, am aflat și am ajutat Spitalul de Arș cu scutece pentru adulți și alea de pat de unică folosință. Asta pentru că am avut un blat, pentru că ei oficial spuneau, nu avem nevoie de nimic, și cu un blat extraordinar, prin spate, mi-au spus, avem nevoie, nu avem nimic, suntem terminați, știi? Avem nevoie de asta. Stai două secunde, că trebuie să vorbim despre asta. Okay. Deci, ei au zis public. Toate spitalele au spus, suntem ok, nu ne descurcăm. Asta era ordinea toate de la Ministerul... spitalele absolut sau toate spitalele. Bănicioiu? Că a fost prin... ăla era ministru atunci. E greu să... adică ce înseamnă Bănicioiu, adică ce fost... înseamnă toate spitalele? Eu am văzut și director de spitale spunând asta. Că era tot la ordin? Păi nu, stai. Era tot la ordin? Da. Puteai ca director de spital tu să zici, bă, știi ceva, mă, n-am de niciunele. Bă, am primit ordin, da, bine, ordin. Am mai fost totuși, câțiva care au spus. Suntem totuși în Europa, nu mă, adică, alo, bă, bună ziua, da, camere la mine, n-am nimic, sunt terminat, sunt, nu știu cum se ia. Deci, cumva, hai să nu dăm vina doar pe Bănicioiu. Adică,
mai trebuie și oameni cu coaie și pe alte poziții, pentru că ar fi că tot timpul n-am ce să fac, că e unul sus, care, dacă e unul sus mereu, da, trebuie să mergem să ne culcăm și noi, nu mai vorbim, închidem și microfoanele, că bă, e oricum, bă, e unul sus. Bun. Deci e, cumva, toată lumea anunța cum că a făcut și, iartă-mă, paralelă, paranteză, pardon, Marian Godină cu treaba asta. Exact, el e exemplu perfect de un om care n-a zis, da, mă, dar e ăla sus, care, na, eu da, când scriu aia... Ce să fac. Nu mai am cum să schimb, da. Bun, corect, corect. Bun, deci toată lumea a anunțat, suntem ok, pe spate, pentru că am avut un blat extraordinar, m-au transmis prin cineva cu care mi-au transmis, ne avem această nevoie concretă. Și am zis, perfect, mă voi ocupa personal. Am scris pe Facebook și am scris, salut, am această nevoie, vă rog, dacă vreți să contribuiți, trebuie să strângem. Am spus că voi face colectarea la mine la firmă, am dat adresa, strada și așa, și am spus că între 9 și ora 5, că eram sigur că cineva e în firmă, măcar să deschidă ușa, știi? Mm-hmm. Băi, frate, eu, în acel caz umanitar, nu am donat un pachet de ăla, pentru că s-au strâns atât, deci veneau oamenii în valuri, băi, am rămas impresionat, adică bă, veneau oamenii în valuri la poartă, nu mă salutau, treceau, nu că au venit, se bage în seamă, să... Da. Eu parcam mașina, unul deja ieșea cu brațele pline de pachete în alea, că le spusesem, se numesc nu știu cum, se cumpără de la farma, de la nu știu. Și intrau cu brațele pline în firmă, bună ziua, unde lași astea? Aici, buf, să trăiți. Nimic, nume, bă, mă numesc Costel și am venit cu... Da. Nu, nimic, dacă mă vedeau pe mine, salut. Nu veneau, salut, eu sunt Costel și am ajutat și eu la... Da. Nu, băi, lăsau alea acolo și plecau pe drumul lor. Eu am donat la spital până când ei au zis stop. Au mai donat și unul la spital și la un moment dat au zis stop. Pe bune, adică eu am... Și când strângeam la câteva zile, umpleam o mașină, ca să nu fac mii de drumuri mici. Plau o mașină plină, o Dacia asta papuc, bum, o trimiteam și cu tare. Deci iată Facebook-ul, astea sunt oameni cu care eu am făcut lucruri extraordinare și cu care încă fac și care s-au adunat, alăturat tuturor cauzelor mele. Asta cu orfelinatul e una, că părinții mei au bani, au donat acolo, donează în continuare. Orfelinatul a costat undeva spre 2 milioane și jumătate de euro, iar taxele pe care le-am plătit până acum la stat sunt de 2 milioane de euro, pentru că se plătesc și acolo taxe pe... Asta e iar o nebuloasă în care nu mă face să intru, că sunt așa pasional. În sensul că plătești taxe, știi, și la angajați și la tot, plătești utilități, plătești curent, plătești, care ar putea să zică, bă, stai puțin, faci un om de post mâine, de câini, bă, ne-am uitat, bă, chiar strângi câini de pe stradă, da, avem nevoie asta încă să strângi câini de pe stradă, îi hrănești, îi ții curat, e totul bine, venim și te verificăm, bă, gaze, de la noi, energie, curent, de la noi, ce se ai luat angajat să aibă grijă de câini ăștia de care noi trebuia să-i strângem, pe care noi trebuia să-i strângem, da, fără taxe la stat. Ce taxe la asta, Buzulică? Lasă că le asigurăm noi de pe partea... Adică sau măcar o reducere a taxelor. Deci noi am plătit lucrul ăsta, că părinții mei în mai susțină acolo, ne ajută acum, mai nou, că de-aia nu mai avem așa mari probleme și am putut să mă acces și pe altele. Ne ajută și DGSPC sector 6, adică aștia Direcția pentru Protecția Copilului sector 6. Deci cumva acolo suntem asigurați. Am pornit multe alte campanii. Am ajutat la, nu știu, am construit un centru de escaladă pentru orbi, că apparently extraordinar, oamenii aceștia cu deficiențe de vedere de la 100%, adică care nu văd nimic sau care văd foarte puțin, fac escaladă, că fac mișcare, băi, escaladă, care eu nu aș m-am uitat la ei și ziceam, băi, nu, eu nu mă sui, am venit doar să vă văd, să scriu despre voi și să asta. Da, ai văzut, iartă-mă, ai văzut cazul ăsta cu băiatul ăla cu deficiențe de vedere, cu CFR-ul care a urcat în tren cu cățelul și nu i s-a permis de către naș să stea la cușet, nici nu voia să-l lase în tren și a chemat poliția și a venit poliția și a ieșit să-l ia, lași în pula, pentru că există lege na, cu animale care pot fi cum e zice, nu n-am de companie. De cazul ăsta, n-am știut de cazul ăsta. E, da, acum e pe Facebook. Suntem încă, în anumite lucruri suntem primitivi. Suntem primitivi cu anumite cu anumite legi, cu anumite feluri de a aplica legea, cu anumite feluri de a se transmite legea. Aia trebuia să aibă toți un curs făcut. Dacă s-a dat chestia asta cu câinii, ceea ce e amazing că se întâmplă peste tot în lume, da? Deci dacă ești probleme, sunt câini, care, sunt câini utilitari care te ajută, care unii ajută pe oamenii dacă au spasme de nu știu ce, adică sunt câinii, au diferite da, 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 așa, pregătiri. Dar
faptul că s-a dat și la noi legea Bravo, mă bucur, trebuie pregătiți angajații. Bă, exact. Vedeți când vedeți un câine, întrebați omul ăla de ce are câinele. Cereți un mic permis sau cum o avea eu, o autorizație de câine. Plus că e vizibil în plan, da, oricum. Nu mai zic, nu mai zic, mai e și bunul simț, mai e și asta, exact. apropo de să iei și atitudine. Nu exista legea și eu eram naș de ăsta care și așa eu 3000 de șpăși, deci mi-e frică să mă prindă cu alte 3000 de combinații mici. Bă, și ceva, tu cu cățelul, dacă chiar te ajut, ia uite, și domnul mă când ajung acasă o să povestesc nevestii mi că l-am lăsat bunul cu câinele, că era și amărât și sărac și... Nu, băiatul ăsta asta e, că nu era amărât. Nu, nu, era... nu, amărât. Știi, din, era da, efectiv da. Un om ca noi toți. Adică nu mi se părea grav nici dacă intra cineva care n-avea niciun așa, dar pur și simplu vezi că nu are bani. Adică dacă tu știi că lași 30-40 care îți dau spagă, poate lași unul care efectiv vezi că n-are de niciunele, știi? Auzi, tu ai început munca caritabilă și dintr-un soi de sentiment de vinovăție. Și dacă vrei îți explic. Da, alea, white man guilt. Da, white man guilt. Pe care noi nu prea avem cu white man asta, no, că suntem numai alt toți aici. Ar fi și păcat și, să bă, fii da. Rasist în România. Da. Da. Uite, când vedem un negru ne bucurăm toți, aplaudăm ca la... Eu așa am fost. Eu când am ajuns în București și am văzut doi negri la romană, da. M-am bucurat enorm. Și eu că am avut un coleg la facultate și m-am bucurat. Mulatru, da? Mă rog. Și nu era, nu făcea nici sport, adică era total, știi, nu părea deloc. Era sărat, adică, da, atipic, vorbea, da. Da, româna vorbea mai corect ca mine, nu știu, adică era, da, mă rog, adică nu părea, dar era un pic, da. Ce ziceai, zi, cu, guilt, dacă... Din, dacă munca ta caritabilă a pornit dintr-un soi de sentiment de vinovăție. Nu știu, de unde a pornit, nu știu. Am două chestii pe care sunt clare, nu știu dacă și asta, guiltul ăla. Am două chestii care îmi sunt clare. Unul este clar exemplu. Adică cred că urmez exemplele părinților și a ceea ce vezi în jurul tău, a prietenilor, a anturajul, a oamenilor pe care îi respecti, a celor din breasla ta pe care îi admiri. Deci urmez niște exemple. Dacă părinții mei au făcut asta toată viața, cumva cred că mi-au transmis și mie. Așa aș vrea să transmit și eu copiilor niște chestii, să mă vadă pe mine făcându-le corect. Ca și ei să zică, bă, dacă tata tot timpul a salutat când a intrat undeva și prima pe femeia de servici, bă, poate că așa ar trebui făcut, nu? Deci, unul, cred că a fost exemplu. Doi, am observat că sunt o fire destul de sensibile și mă impresionează chestiile astea. Destul de tare. Trei, nu știu dacă guilt, dar am simțit nevoia la un moment dat să scriu un articol despre o fetiță, care strângea cineva, nu eu de data asta, cred că Magic Home sau ceva, strângea bani pentru mai mulți copii. Uh-huh. Și m-au pus pe mine, băi, uite, e un cross, se aleargă, participă să strângem și nu știu. Și am zis, ok, eu o să scriu despre unul din copiii ăștia. Ei strângeau tot la oaltă și împărțeau banii. Cum? Nu, Magic hospice au... cumva? Nu hospice, lucrești cu hospice, dar Magic Home. Aha. Da? Și Magic făcea chestia asta, nu știu, și eu mi-am ales să povestesc despre o fetiță. Și am povestit despre o fetiță care ar avea nevoie de bani. Părinții ei aveau, tatăl ei avea cancer, mama ei era, oricum familia foarte săracă, le arsese casa, parcă îi murise și un frățior în foc, iar ea era foarte arsă pe piele, iar degetele erau aproape dispărute, adică aveau niște mici cioturi. Și am povestit în articolul scris, am făcut o paralelă între ea și mine și am zis, în perioada aia vieții mele, mama și tata nu știu ce, tata și-a luat primul Mercedes, era bucuros, nu știu. În perioada aia, fetița asta i-a ars casa, după aia afla că taică-s are cancer, banii s-au dus acolo și nu știu cum și nu știu ce, și are aia. Și am zis, bă, eu vă întreb, e normal, norocul s-a împărțit corect, că eu simt cumva că între ea și mine s-a împărțit cumva inegal norocul, adică, bă, ceva, cred că am luat eu și partea ei, știi, adică, cumva am... Deci, iată că am avut odată un articol, dar nu știu dacă asta mă mână în luptă, guilt-ul. Dar, da, mă rog. Da. Să trecem peste asta, că parcă era o emisiune comică cu astea, cu râs, cu astea. Nu, nu e nimic comic aici. Zi-mi, te rog frumos, din istoricul tău caritabil, o poveste din care ai învățat ceva, sau din care ai luat ceva valoros, așa, cu adevărat. Oh, Doamne. Oh. Pentru că presupun că întâmplându-se multe lucruri, la un dat devine și o chestie ca la doctor, așa, știi? E un sentiment pe care ți-l involuntar
îl adopți în momentul în care te întâlnești des cu situații de genul ăsta, e ceva, un soi de scut ca să nu mori în pula mea de inimă sau... Te întărește, te întărește cumva, știi? Exact cum spui tu, doctorii care lucrează în oncologie și știu... 40% din pacienți mor și ei sunt pregătiți, nu poate să se ducă cu asta acasă în fiecare zi. Mi-am murit un pacient, sunt distrus. Într-adevăr, te întărești. Într-adevăr, înveți lucruri, dar cel mai important, și aș vrea să spun asta, că dacă faceți vreodată chestii caritabile pe bune și vă duceți și vă implicați, este cel mai bun leac antidepresie și anti toate căcaturile care te afectează pe tine. Eu am asta, ca eu nu fac. Eu te refer la astea mici, nu? Da, la astea mici. Normal că la astea mici. Eu cred că singurele probleme pe care le pot avea eu în viața mea sunt problemele de sănătate ale mele și ale celor câțiva dragi mie. Mama, tata, bă, copii, cu tare, iubita. Adică alea sunt probleme reale. Aia, dacă pe altceva, eu nu mă las să fiu supărat. De câte ori am fost supărat că nu mi-a ieșit, că ăla a zis, că filmul n-a vândut, că ăla nu s-a întâmplat, că aia așa, mă refugiez în asta și mă duc la fundeni și stau un pic pe saloane și plec de acolo. Sună crud, dar plec cu zâmbetul. Adică, băi, gata, că mâniem pe Dumnezeu și ne dăm mâine problema aia reală pentru care ar trebui să fim triși pe bune, știi? Iar dacă mă întreb dacă am învățat, eu îți dai seama, am orfelinatul, am zeci și sute de exemple, am, nu știu, am scris, există la mine pe blog o rubrică care parcă se numește Jurnal de Orfelinat sau ceva nici asta, în orice caz o găsiți, în care am povestit, de exemplu, o prietenă a luat o prietenă, a venit la fundație la mine și a luat o fetiță să petreacă ziua la mall cu ea. Și la final i-a spus, îți iau orice îți dorești, uite, vreau să-ți iau ceva de aici, un cadou. Și aia a zis, da, îmi doresc o ojă verde. Și aia a zis, ok, vreau să-ți iau ceva, nu știu, vrei niște Adidas, vrei ceva mai consistent. Și a zis, nu, îmi doresc foarte mult o ojă verde. Și a întrebat, de ce îți dorești o ojă verde? Și a spus că este singurul lucru pe care și-l mai amintește de la mama ei. Mâna cu unghiile verzi. Și că ea își dorește să aibă și ea mâna cum avea mai, să semene la mână. E impresionant. Avem foarte mulți copii, foarte mulți, e un procent destul de mare, mai mult de 50%, care sunt țigani, ca și naționalitate, ca și etnie. Da. Da? Foarte mulți sunt acolo, avem și unii, bine, nu mai zic, că am unii pe care efectiv am, că încercăm să facem reîntregirea lor, adică nu lăsăm unul să fie în altor felinat un frate și încercăm să stea ori toți la noi, ori toți în altă parte. Și am avut și doi frași, două surori, adică foarte mult și pe toate segmentele de vârstă, adică era o tipă care făcea copil, ținea vreo 2-3 ani și ne-l dădea nouă. Adică i-am și zis la un moment dat, doamnă, vă rugăm, dacă se poate, invitați-ne la botez sau ce face, sau las, adică să fim de la început, să avem poze de la început, că e păcat că știm că ajunge la noi, adică n-are rost să știi. De câte ori a făcut asta? Câți copii am avut de la ea? Aveam noi 3, dacă nu mă șel să nu zic prostii, mă ceartă mama, că mama știe, astea le visează. Aveam noi, cred că 3, 2 băieți și o fată și parcă mai avea 2 care erau mai mari, fusese în altor felinași, nu știu, deci abandonase vreo 5. Mă rog, nu mă pune, că eu cred că și dreptul de a face copii și dreptul de a vota ar trebui câștigat într-o... Sunt singurele două drepturi mizerabile cu care ne naștem, sunt cele mai importante. Și nu orice altceva vrei să faci. Dacă vreau să fac adăpost la câine, la mine în curte, îmi trebuie o mică autorizație undeva. Cineva trebuie să uită să zică, da mă, poți să construiești, poți să votezi, bă, știi să scrii, să citești, ai făcut ceva, Bă, nu, votează, copii poți să fac câți vrei tu, boss. Bă, da, vezi tu, democrația. Știu. Dar mă rog, are niște, zic eu, niște probleme. Așa, și spuneam că am așa și că ei obișnuiesc, s-a întâmplat des la noi în fundație, îi lasă, îi abandonează și pe la 15-16 ani, când poate să-i trimită la treabă, vin și revendică. Știi? Și revendică. Și vin acolo și vin cu familiile, cu neamul și zic că, ei, băiatul, tati, cu tare, mi-a fost dor, vină acasă și nu știu cum. Și ei reacționează diferit. Am avut un băiat care s-a dus în comunitate, a fost invitat de familie, vino acasă să cunoști familia, să te cunoască toată ulița, ești băiatul nostru, ești mândria noastră. Și l-au adus acasă, a venit și cu cineva de la noi, cu unul dintre îngrijitori sau chiar cu directorul, dacă nu mă înșel, și i-au zis, aici rămâi, o să te ducem în Spania, se vezi ce viață, ce o să te punem, o să te învățăm, o să-ți dăm și nevastă, o să-ți dăm tot. Vino înapoi, vino acasă, vino în familie. Și el s-a întors și a zis, ăștia sunt familia mea. Și a plecat cu directorul. Adică, bă, mândrie. Și unii dintre ei sunt, adică avem și doctor la Cluj. Adică avem și povești extraordinare. Iar, mă rog, poți să vorbesc de asta și mi-e să spui dacă te...
te rog. Ideea este că... O să încerc să rezist. Voiam să spun că avem cazuri multe extraordinare, sau poate nu așa multe, dar avem cazuri extraordinare, dar procentul este 95% din copiii care au fost și au locuit și au trăit și au crescut la mine în casă, la, în această casă, sunt copii care astăzi muncesc, care au înfrânt acest ciclu interminabil al asistaților sociale. Asta e foarte important. Dacă ei muncesc, nu contează că muncesc la Mac, la o spălătorie, dar știu că trebuie să muncească, știu că nu știu ce. Adică dacă toți asta... au reușit treaba asta și dacă ei acum cu salariile lor plătesc către alți copii care poate așa, ai rupt un ciclu. Acolo e problema, că dacă tu faci, tu crești acolo fără pic de educație și el devine un asistat social toată viața lui, care va trăi pe spatele statului, va naște copii asistat social pe care îi va lăsa în orfelinate. Nu se termină. Trebuie să facem ceva să se termine chestia asta. Nu tot timpul să ajutăm. Să ajutăm. Ajută, dar să se și termine. Da, da, în sensul ăsta mi se pare că aici cred că e munca adevărată și cred că pentru asta ar trebui felicitări. Pentru că, într-adevăr, să plece un copil dintr-o casă din asta, dintr-un orfelinat și după aia... Că presupun că încă mai are legătură cu, adică încă mai ține legătura cu oamenii de acolo. Unii da, unii nu, așa cum e în viață cumva, știi? Bă, adică unii da, pare, unii uită, unii... Adică... Asta mi se pare un lucru extraordinar. Dar procentul este mare și noi mai avem o chestie și repet, după asta întrebăm altceva, ceva funny, să râdem sau asta. Noi mai avem o chestie, în curtea acestui... nu mai pot. În curtea acestei fundații avem un alt așezământ, un alt clădire, un alt building în care avem construite doar garsoniere pentru cei care părăsesc sistemul, deci după 18 ani sau dacă ai intrat și la facultate după 23, noi te cazăm acolo, în aceste garsoniere, cu singura ta, câțiva ani, vreo 5, cu singura ta obligație este să, ca să primești această cazare de la noi și două mese, breakfast și dinner, nu fără lunch, avem bucătărie jos, nu, garsoniere nu au bucătărie, au doar baie și cameră și ai dreptul să locuiești aici, fără free of charge, dacă ai servici. Eu trebuie să-mi spui unde lucrezi și să-mi dai eu din când în când sunt patronul, să văd cum te descurci, cum te comporți. Foarte frumos. Locuiești gratis la mine, da? Ai garsonieră, totul plătite, utilități, totul, n-ai chirie, n-ai utilități, n-ai nimic, ai și mâncare. La prânz ar trebui să fii la muncă, deci nu te prănezi la prânz, dar la cele două mese. Și obligația ca jumătate din leafa pe care o iei să o strângi pe un card care îți aparține, nu este așa, dar pe care eu pot să-l verific din când în când. Adică vreau să văd că tu economizezi. Bă, dacă eu îți plătesc tot, tu trebuie să pui deoparte aia, nu? De restul ești la bambu. Nu, exact. Nu ești la bambu. Ești, uite, strângi niște bani care din când în când am venit, aveam pe unul, apropo de meserii, unul care era, nu știu ce, instalator și a venit și a zis la un moment dat, vreau din banii pe care mi-i tot strâng să mă lăsa să-mi iau, nu știu ce, unelte care pe mine mă ajută să... Da, dom'le, dacă investești în tine, e ok. Dar uite, există... Mă rog, există lucruri de asta. Hai să vorbim despre altceva. De ce am intrat în asta? De ce am intrat? Ai zis că e cu acum fani, voiam asta. Să te rog să, dacă vrei, bineînțeles, să povestești de camera 702. Da, este tot, bineînțeles, mulțumesc că m-ai dus într-o zonă mai adâncă așa. Am intrat într-un proiect de ceva vreme în care mi-am propus să renovez etajul 7 de la Fundeni, unul dintre clădirile aflate în curtea Spitalului Fundeni. La etajul 6 și 7 sunt cazați copii bolnavi de cancer, este secția de hematologie, adică este cancerul lichid la sânge și la... Bun, nici nu vreau să... Da, nici n-aș vrea să devin specialist în chestia asta. Le sunt efectiv recunoscători și trăim într-o lume din asta și într-o țară din asta în care le sunt recunoscători conducerii spitalului că acceptă să fie ajutat. Să facă această renovare și că au zis da și că au acceptat în ce sens? Nu că da, dă-ne banii și tot o să fie bine. Au zis da, poți strânge bani, poți posta despre asta, poți vorbi, poți să strângi, poți să ceri ajutorul. Care asta este senzațional, că toți au chestia asta. Bă, hai mă, cum comunicăm că nu e bine, că nu știu ce. Deci da, fac chestia asta, da, le sunt recunoscător cum cei de atunci la de la colectiv, eu strângeam blat, ei n-au oficial, nu mulțumea nimănui. Eu am scris acolo pe Facebook fără aprobarea lor, dar aici da. Am aprobarea lor să strâng bani și am strâns destul de mulți bani. Chiar cred că am ajuns la suma respectivă. Sunt acum, am făcut planul de renovare cu un arhitect și cu un inginer care urmează să fie aprobat de DSP. Sunt niște chestii birocratice de hârtie și așa mai departe. Am fost la acest spital prima dată
printr-o, se duceau niște fete de la organizații, nici măcar nu aveau un ONG, erau niște fete strânse pe Facebook într-un grupuleț, m-am dus și eu cu ele și am fost de câteva ori, mergeam de câteva ori pe an. De Crăciun, Paște, nu știu ce, ziua copiilor, cu niște chestii, cu niște așa. Am donat un scaun pentru citostatice și donând scaunul ăla, am zis, bă, eu îl donez, dar vreau să merg și eu acolo să văd ce se întâmplă. Văzând ce se întâmplă și faptul că totul e o secție ținută cu o mână de fier și foarte ok, curat și nu știu, dar clădirea e veche. Clădirea a fost destinată ca pușcărie, a fost construită ca o pușcărie și e de așa natură, da? Nu mult știu, ei chiar povestesc despre asta. Da, această building a fost construită cu pușcărie, după care am făcut spitalnia. Și etajul 7, etajul 6 a fost renovat, etajul de sub, este, arată mai bine, a fost renovat acum vreo 6 ani, de o mică care fetița a murit acolo și în memoria ei a renovat spitalul ca și alte mămici care locuiesc, că toți aparținătorii fiind copii, locuiesc cu câte un părinte, știi? Și am zis, bă, să fie mai frumos. Și acum încercăm să facem același lucru la 7. Vrem să facem băi în cameră. Nu există. Acum există toate saloanele care sunt vreo 7 sau așa. Unele sunt cu 6, 4, dacă nu mă înșel, și unele cu 3. Au două băi pe una de fete și una de băieți pe hol. Copiii aia e o problemă de imunitate acolo. Te pune să te încalzi, să spui măscuță, să spui hălățel. E o problemă de imunitate. Nu e bine să se ducă toți la aceiași băi și cu aparținătorii. Deci se duc cu o grămadă de oameni de pe stradă, cu bolile, cu așa, se duc toți la aceiași băi. Și ne-am propus și cu direcția să sacrificăm un pat din fiecare cameră, să devină patru de, camere de 5 și de 2, care până la urmă iară mai puțin copii și copiii să se ducă la baie în cameră. Să le facem în fiecare cameră o baie. Și să renovăm absolut tot, să renovăm cu PVC, cu nu știu ce, cu ce mi-au zis ăștia arhitecții, nu mă pricep, renovăm absolut tot și facem baie în cameră, asta mi se pare extraordinar, și aparținătorii, părinții se ducă la băile de pe hol, deci bă, toată lumea pe hol, că voi puteți să vă mișcați, să copiii care sunt așa, vorba aia, și asta v-am să spun și chiar termin cu asta, deci am fost la prima dată am urcat la etajul 7, nici la, la 6, la 6 s-au dus alții. Prima dată când m-am dus și am intrat la prima cameră, 701 e făcut un fel de laborator și în 702 e prima cameră și am deschis acolo și era Crăciunul și eram cu Moș Crăciun decorat, mă rog, masca perfect, arăta extraordinar cu Moș Crăciunul, l-am intrat și cu niște pungi de cadouri și era o fetiță acolo care, de-aia toată campania am întors asta, 702 sau fata de la 702, era o fetiță acolo la 702, complet cheală cu o perfuzie pe care n-am reușit, cu cadouri, n-am dus cum știu. N-am reușit niciodată, nici o secundă să facem să zâmbească. Nici măcar o singură secundă. N-am reușit să, hei, uite că alți copii zâmbeau, nu știu ce. Aveam și cu noi o fată supraviețuitoare care toate fetițele întrebau. Și ea spunea, eu am fost bolnavă, m-am făcut bine. Puteți? Fiți pozitivi, nu știu cum. Și eu, da, și părul ți-a crescut la loc. Da, uite părul, pune mâna, nu știu cum. Iar erau toate fetițele, o trăgeau pe aia de păr. Extraordinar, ce păr, ce. Și fetița asta nu, nimic. Și taică sunea zis, e o doare foarte tare. Nu știu ce, de perfuzie, de la doamne, să mă ier, nu știu. Am ieșit plângând, adică efectiv a fost cea mai grea, că dacă aș fi văzut câțiva copii veseli, poate o duceam mai bine pe Lăcrămioara, deci Lăcrămioara o chema. 5 zile mai târziu s-a stins și asta e. Mă rog, da. Ai zis că vorbim lucruri vesele și că nu mai vorbim despre astea. Bă, știi care e chestia? Că și lucrurile astea, exact cum și tu subliniezi, au un aspect pozitiv. 100% pe care trebuie să, pe care trebuie să-l vedem, pentru că din chestia asta se întâmplă lucruri bune după aia. Întotdeauna, în momentul în care oamenii sunt empatici la niște cazuri tragice, de obicei nu există, există o finalitate scurtă. Nu există o chestie în care să te implici pe un drum dar lung. Dar trebuie să ne implicăm, frate. Trebuie să ne implicăm, exact. De la vota. Adică, zic, bă, dar eu n-am bani, lasă-l pe Maticiuc. Ok, lasă-l pe Maticiuc, lasă că o să fac eu lucruri aici în țară. Dar, bă, trebuie să votăm. Adică există lucruri care te poți implica puțin. Uite, eu acum și doar acum, eu am votat anti-PSD. Asta a fost votul meu, a fost anti-PSD. Eu sunt implicat în asta, nu ca influencerii care să nu postăm, să nu zicem. Tot timpul a zis, bă, eu gândesc așa, ăla a făcut bine. Eu sunt cel care, la un moment dat, când a existat, nu știu dacă știi despre asta, am fost o lege, a existat o lege, aia exact cu Dragnea. Exact asta voiam să te întreb acum, că erai foarte fericit când ai avut senzația că se poate schimba ceva și tu ai scris pe Facebook când a fost cu cazul Ioanei Laura Florescu. Da, da? Dar s-a schimbat ceva. Și ai scris pe Facebook, având, eu am citit postarea, da. Mi se părea, zic,
bineînțeles, da, sincer, da, eu am văzut postarea, era către Dragnea, mi se părea imposibil, unul la mână, ca cineva din echipa lui să zică, ia uite bă ce a scris Scodin și hai să răspundem că e o mișcare bună de PR, deci nici la asta nu mă așteptam, nu, din partea lor. Nu te-ai așteptat. Nu. Nu te-ai gândit nicio secundă cum au acuzat alții că e o mișcare de PR atât de bună încât ei m-au pus... Și după aia noi doi ei ne cunoaștem și nu aveam cum să gândesc așa corect, ceva. Corect, nu, eram așa, că după aia m-am gândit, da, apare, așa cum... Așa cum a apărut și când am vrut să-i organizez eu roastul lui Ponta din niște motive total diferite față de ce s-a... Așa și atunci era gata, clar e o campanie, clar nu știu ce. Oamenii pot crede ce vor ei, în fine, treaba lor. Dar eu asta mă miram, cum de... Cât de ești smart au fost smart cei din campania lui. Cât de naiv ești tu că vii pe Facebook și pui aia și ai senzația că se poate schimba ceva. Dar de ce? Că s-a schimbat ceva. După care am văzut că s-a schimbat. Ai zis că nu se întâmplă nimic, că aia se pișe pe mine și pe postarea mea. După care am văzut că s-a schimbat ceva. În ce stadiu s-a schimbat ceva? Că și asta e o întrebare. Eu știu că Maricica, că o să zic așa, pentru că așa e, și cărțile sunt cu numele ăsta și așa. Ea a fost foarte fericită atunci, când în sfârșit s-a schimbat, totul plecând, ca să știe și oamenii, de la faptul că ei s-au cerut niște bani înapoi, adică pensia de handicap, i s-a cerut înapoi pentru că ea a început să câștige foarte puțin bani. E infim de puțin. Din niște cărți e problema. Pe care ea, pensia de handicap în sinea ei este infimă, mică. Da. Și ea a mai făcut niște bănuți că a publicat niște cari. Că în loc să stea degeaba și să zică, bă, asta e, sunt asistată social, așa, s-a mai fac și eu, pot să scriu și aș putea să câștig 3 lei. Și a câștigat fix 3 lei și pentru asta i-au tăiat aia. A, faceți bani, deci. Bun. Și după aia ți-a răspuns cineva cel mai probabil din echipa lui Dragnea? 100% nu a răspuns Dragnea, dar nu contează. Bă, n-ai de unde să știi, deci dacă mergea cu seria 7-le și în zis, timpul ăla era... Băi, ești nebun, a scris ăsta. Eu uite, bă, frățioare, și mi-a dat tag. A, era să intru în pușcărie. Da, cine mai bucurăm și noi. Ce-am evitat-o, da. Și cineva din echipa lui ți-a scris? Și în momentul ăla lucrurile s-au schimbat în scurt timp, din câte știu. Adică au fost câteva luni și... Nu, ei au băgat asta a doua zi sau a treia zi, pentru că se și organiza o chestie pe care au vrut să o evite. Se organiza o mișcare două zile mai târziu. Pentru ea. Da, da, da. Și ăla, și PNL-ul pregătea să treacă o moțiune pe care ei după erau de căcat dacă venea PNL-ul și zicea, vrem să schimbăm legea aia. Nu, că o să o schimbăm noi mâine, dar astăzi nu. Și așa că au mișcat primii. El a dat ordonanță atunci. Că era expert pe ordonanță. Adică intra ordonanța, înțelegi, era imediat. Și a băgat ordonanța, adică eu avea la poanie, înțelegi, avea pe ăștia aici, pe speed dial. Pam, ordonanța, da, te împui. Deci mi-e ordonanță. Deci mi-e repede ordonanță la... Ce ați făcut, mă? Ea pur să organizau un parlament. Pac, am dat-o. Când ați dat? Noaptea. Păi exact. Ce? Voi când ați văzut? În timpul ăla de program, proști. Păi am dat-o azi noapte, mă. Și nebun, ați dormit. Da, omul a dat. A schimbat chestia asta, nu m-am uitat să vorbesc cu un legal, să verifice, dar în eu în continuare sunt prieten cu ea pe Facebook și mi-a zis că s-a schimbat legea. Cum sună legea acum, până în ce sumă poți să câștigi? Că normal că, și asta ar trebui o chestie, dacă tu ești asistat social și câștigi la un moment dat 2000 de euro pe lună din ceva, poate ți-o oprește asistența socială și lăsat, că deja văd că te descurci foarte bine cu chestia aia și... Sau la un anumit timp, adică timp de un an ai câștigat nu știu câți bani. Trebuie să existe niște limite, niște setate altfel limite. Deci s-au întâmplat lucruri, asta am vrut să zic, scriindu eu lui Dragnea o scrisoare deschisă, mi-a venit ideea pentru că urmăresc pe Corina Băcanu, care este focată și activistă anti-PSD și anti nu știu cum și așa, și ea scria acolo când, în moment ce aduna lumea în piață pentru asta, băi, uite prietenei mele ce îi se întâmplă și trebuie să ieșim, nu se mai poate cu țara asta. Am zis, băi, legea asta e atât de tâmpită că eu nu cred că PSD-ul efectiv și-o dorește, o visează noaptea, ce bine că am dat legea aia și putem să le luăm asistaților. Și eu așa am considerat, eu am crezut, băi, nu cred că cineva beneficia. E o lege tâmpită, rămasă așa de generații, nimeni nu s-a uitat peste ea. Nu știu cum de ai reușit să gândești așa ceva, pentru că ai și spus în postarea aia și asta mi s-a părut drăguț, ai spus că nu cred că există răul absolut. Da, eu nu cred că există cineva, adică eu cred că nu cred că Dragnea stătea și spunea, bă, stai, unde aș mai putea să fac cuiva rău? Dar să nu câștig eu nimic, nu contează, dar să le fac rău, să nu le meargă bine. Uite, în satul ăla, bă, să le tai lumina, dacă câștigăm ceva, nu. Dă-i dracu să aibă lumină, nu știu, adică nu cred în chestia asta, în răul absolut. Cred că și Hitler avea o ideologie în care se părea lui că lumea ar fi mai bună, că poate populația, dacă
scăpăm de negri și de evrei, să se întâmple, adică avea el ceva mintea lui bolnavă, avea o explicație, avea, sau rău absolut, avea, îi plăceau căței, sau micuțele fetițe îmbrăcate în roz. Evreice. Ceva, avea și el ăla, adică nu era rău absolut, bă, nu, să moară și ea, și cățelul, și evrei toți, și, adică cumva nu există rău absolut, da. Atât de discutabilă treaba asta, cu rău absolut. Discutabil, într-adevăr. Dar ca să ne întoarcem, spuneam că eu am votat acum anti-PSD dintr-un punct de vedere. Destul de clar și destul de simplu. Bă, au stat la putere mult, au stat la putere bine, au avut guvern, au avut tot. Nu se întâmplă nimic. Iar nu se întâmplă nimic. Avem această mare problemă pentru care eu sufăr. Este asta, sănătatea, spitalele. Deci este ceva îngrozitor. Trăim aici, ne chinuim amândoi și zicem, bă, să fie mai bine, să facem bani mai mult, să avem un trai mai bun. Așa ajutăm în stânga-dreapta. Bă, dacă ne ajungi la spital, sunt niște spitale private, dar spitalul de urgență, ăla la care ajunge, e tot ăla de stat. Astea de oncologie sunt. Adică sunt anumite spitale la care ajungi la ăla cu toată lumea. Deci nu există. Ai cameră cu tot. Nu că lasă că banii fac diferența. Nu. Păi eu asta am gândit și am și zis că în momentul în care... Adică țara asta va fi într-un punct bun în momentul în care un parlamentar va merge, când va avea o problemă de sănătate, la un spital de stat. În momentul în care el va alege, deci nu că la urgență, nu, va alege să meargă la un spital de stat să se trateze, înseamnă că, să da, se opereze. Înseamnă să deja se... spitalele sunt ok dacă a ales el asta. Da. Dacă, în momentul în care el își va da copilul la o școală generală, corect, de stat, în momentul ăla educația va fi într-un punct ok. Spitalele o văd o problemă mai arzătoare, normal că și școala e și educația, și drumurile și autostrăzile. Da, o văd o problemă cu autostrăzile mare, dar dacă ar fi mâine puterea la mine, m-aș ocupa de spitale și de sănătate, aș investi toți banii acolo. Băi, asta e, oricum nu știu ce. Bun, mă ocup, dar mă ocup ca privat. Cât să te ocup? Încerc să renovez, da, o amărâtă de secție, este o aripă așa de spital, la etajul, deci un singur etaj, și așa am reparat de bea acoperișul, că ploua de sus și se făcea igrasie. Deci deocamdată am reparat acoperiș. Revenind, am votat anti-Ieș pentru că cred că este rândul PNL-ului, care este cea mai importantă opoziție, am văzut-o eu. Asta voiam să te întreb, deci tu crezi în ei? Tu crezi în ce ori să aducă ei pe masă așa? În ce ori să schimbe efectiv? Pentru bă, nu prea pare cred. Că până acum... Bă, nu prea cred, dar nu... Știi, adică, nu știu cum să spun, și ce să fac? Adică, care e varianta? Că asta am și spus, că am văzut după aia niște postări și am mai avut o postare eu de curând în care am mai văzut de curând niște postări anti-PSD. Da, da, bă, să moar. Păi, stop, eu de bea aștept să postez anti-PNL. Eu am votat și o să mai și votez, dacă s-a anticipat acum că n-au avut, adică trebuie să dau șansă reală, nu știu, și vreau și să fie toți Iohannis cu tare, cu ăla, guvernul, să nu mai aibă, adică să fie o chestie asumată. Președintele, n-am avut, că m-a blocat pe partea, nu bă, ia tot, băi, vrei și primării, că de acolo autostrăzi, nu pot să fac joncțiunea cu centura, că centura era la... Dar nu ți se pare un ciclu nesfârșit viciat în care suntem cu toții ăsta de vom vota tot timpul împotriva al cuiva? Adică niciodată vrei, nu vei avea o acțiune, o adică opțiune reală. Eu nu votez principial împotrivă, că sunt un hater. Dacă ea făceau treabă, eu votam, eu ziceam, bă, PSD-ul a făcut lucruri bune, uite, bam, spitalele sunt ok. N-am. În sensul că trebuie să existe la un moment dat și eu te întreb în momentul ăsta, adică nu... Da. Nu zic că tu ai știi răspunsul, iar eu sigur nu știu. Trebuie să existe la un moment dat o ruptură. Da. Exact cum ai spus de copiii de la casa, de la orfelinat, știi? Corect, trebuie să se rupă acest ciclu. Trebuie să se rupă. Eu le-am urat. Cum faci? Eu le-am urat în primul rând celor de la PSD să se regrupeze, pentru că sunt un partid extrem de puternic din punctul meu de vedere, cu o structură extraordinară și că trebuie să-și aleagă alți lideri, alți reprezentanți, alți vectori de imagine, că totodată au avut problemă și pe asta, adică aveau niște vectori de imagine cu care nu te puteai asocia, ce nu? Codin, nu. N-are nicio legătură cu vectori de imagine, are legătură cu cine e în spate. Și cine e în spate... Dar cine e în spate? Că tot vine în spate, mod vizibil, baronii, pulii. Ok, baronii mai obții și mor. Adică PSD-ul s-a tot... Tinerii, la un moment dat era Ponta, era PSD-ul și ANU nu prea mai era PSD. Adică nu mai... Trăgea el frâie din spate, adevărat, certa Victor de la... Sunt multe chestii care pleacă de acolo, efectiv de acolo, și în momentul ăla ei nu fac decât să, exact ce ai zis tu, să-și aleagă altă imagine care să fie la rândul ei urâtă de toată lumea. Eu am vrut lumea. Doar să spun că îmi doresc să întinerească și în ideologie și în ce vrei tu. Asta e bine pentru peste că, tot pentru să că, se pentru întâmple, că ar fi eu acum, eu vreau o opoziție puternică.
o opoziție puternică la ce? La PNL. Cine ar putea fi cea mai puternică opoziție care să le atragă atenția? Bă, vedeți că n-ați făcut niciun spital și au trecut 3 ani. Ce faceți voi? Că uite, ziceați că e ușor, că veniți la... Deci eu aș vrea o opoziție puternică, da, vreau ca PSD-ul să le meargă, să fie puternici în opoziție, ca să poată să le atragă atenția băieților ăstora care au luat puterea. Da, vreau ca PNL-ul să încerce să facă, pentru că era singura alternativă puternică. Mie, de la USR, nu ți s-a părut... Nu mi s-au părut destul de puternici. Da, acum cu USR părut... Plus, cum ți se pare? N-am studiat foarte bine, sunt fan declarat Vlad Voiculescu. Știu ce face în caritate, știu ce face în viața lui privată, știu că zi cu zi face ceva. Că eu nu cred că omul ăla, eu nu cred că vine acolo și zice: acum, hai că am glumit, hai acum să furăm zi de zi. Nu există, nu există asta. Deci nu, adică Vlad Voiculescu vine acolo și face ceva. Face de la un worst case scenario, cum era Radu Mazăre, că fura tot, dar tot făcea niște chestii, adică tot trăgea gaze, știi, adică băi, stați așa, că băi, să fie frumos la noi, adică bă, stai, furăm, dar să fie și frumos. Adică dacă Vlad Voiculescu văd că ar face treabă, ori ca ministrul al sănătății, ori ca prim-ministru, adică văd că ar face treabă. USR în rest n-am văzut, nu m-a convins prin ceilalți lideri și mai departe, era doar un om. Cum e și melodia lui aia, Carlos Mota, așa, sunt doar un om ce trece prin timp. Era doar un om în care credeam și cred, Vlad Voiculescu, sunt fan declarat, Vlad Voiculescu, cred în el. PNL am zis că e o structură mai puternică și am zis, bă, hai să ia ăștia, mai să veche. Vedem, mai veche, mai puternică, cu mai mulți lideri cu și așa mai departe. Îmi plăcea Klaus Iohannis ca imagine, Rareș Bogdan... Sunt așa mic cu el și am văzut că era pus pe treabă. Ești amic cu Rareș Bogdan? Da, amic, da, da. Și crezi că el o să facă efectiv ceva? Pentru că el pare că urmează niște pași corecți, așa. Da. Cel puțin în momentul în care era jurnalist. Exact ca la Moise Guran, știi? Pare că ei când sunt jurnaliști, ei știu ce să condamne. Adică știu ce nu trebuie făcut. Ok, o să spun o teorie acum pe care... poate te gândești să o tai, deci uite de aici, cam de aici trebuie tăiat. Cum vrei tu? Nu, 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 glumesc, dacă vrei, că doar dacă, că s-ar putea să atragem un hate personal. Eu am o teorie. Este foarte greu să intri în sistemul ăla. Noi doi, acolo, să intrăm și zicem, bă, de mâine treabă. Bă, nu, bă, nu călcăm în dreapta noi. Și nu că noi, oamenii noștri, ăia să nu calce și dacă îi prindem, îi dăm afară. Și există o problemă. Plata. Ei sunt plătiți foarte puțin. Președintele statului, primul ministru, ăștia, primarii, de exemplu, primarii îți plătiți extrem de puțin. Va avea două variante. O să fie ori corupt, ori prost. Ori prost, să mă iertăm. Valoarea lui va fi de 2500 de euro. Da, mă, dar stai două secunde, că e important și motivul pentru care oamenii ăștia ajung în... Deci, mie mi se pare că la un moment dat s-ar putea ca asta să fie folosită și au lăsat-o așa ca să fie folosită drept scuză. Adică, în momentul în care eu, ca primar, fur... Să zic, păi da, bă, dar ce să fac eu cu 2500 de lei pe lună? Păi și tu care vezi soluția? Și stai două secunde. Okay. Și de asta zic că e un cer vicios, știi? Pentru că mi se pare că oamenii ăștia se bagă în funcții de genul ăsta, cum am și auzit povești care sunt convins că sunt reale, măcar până la jumătate, de trebuie să dai bani ca să evoluezi într-un partid, da? Normal. Și să ajungi într-o funcție. Deci plătești o taxă, da, pula mea, da, care ajunge de la unul la altul, așa. Bun. Și în momentul în care intri în... tot căcatul ăsta așa, tu intri pentru că vrei să ocupi o funcție, da, ori primar, normal, ori... Ca să poți să furi din poziția aia de sus. Exact, da, exact. Și de asta zic că poate asta, știi, cu salariile e lăsată ca o scuză. Nu cred că e lăsată ca o scuză. E lăsată normal că eu ajung să fur dacă eu am 1200 lei. E lăsată pentru că ar deranja mâine, ceea ce am spus eu aici, că mâine primarii ar trebui să aibă 20.000 de euro salariu. Păi da, pentru că altfel 20.000 de fie... euro, să facă primăria ca o firmă. Să vină la tine să zică the full, raza sectorului 2, da, ce vă trebuie să funcționați? Vreau să vă ajut să funcționați de mâine, să-mi intre taxele de la dumneavoastră. Dar ăsta e parcursul. Așa ajungi la salariul ăla, în momentul în care începi să te implici, da, și ajungi să... Asta zic, știi? Ruptura. Cum vine păi nu, ruptura? Cine e primul, ou sau găina? Adică ce faci întâi? Salariul, ca să vină oamenii ăia buni. Noi avem... Deci eu am un prieten, este... Nu există oameni buni în momentul ăsta. Păi de-aia nu există. Eu am un prieten care este patronul unei firme de media din București. Un om foarte cool, foarte mișto, ți-ar plăcea extraordinar. Un alt prieten este într-un partid politic. Și ăla i-a spus, băi, Radule, ești un om extraordinar, vino la noi, bă, vino, avem nevoie de oameni ca tine, să-i scoatem în față, ești extraordinar. Păi, senator te pun. Și el a zis, ăla câștigă profit curat,
partea lui, că-s doi parteneri, firmă, între 50 și 80 de mii de euro pe lună. Bă, profit curat. Și el a zis, bă, da, poate mi-ar plăcea să fac o treabă, să nu știu ce să zic. Dar cum e? Cum? Cât e salariu? Sau ce? A, ce salariu? Trebuie să-mi dai 100 de mii ca să fac... Cum? Deci eu trebuie să-mi opresc firma. Deci eu trebuie să opresc firma, să o vând. Să o vând, să, adică să nu mai fac banii ăștia mulți, excelent, mulți, legali. Bă. Și să-ți dau ție 100 de mii ca să mă pui într-o așa care, după aia să mă gândesc și ce aș putea face eu aici ca să fac exact banii aia înapoi și un profițel. Exact. Să mă duc eventual și la pușcărie, exact, dacă o fi. Sau... Dacă merită. Dacă merit. Bă, deci nu există. Acum e un cer vicios. Eu nu văd. Deci în, cu salariile de acum nu poate să vină decât două tipuri de oameni. La, în funcție de arhitect, șef al capitalei. Oameni care modifică, bă, business-uri, da, puzuri, da, puduri, da? Deci ăla poate să fie ori un arhitect ratat care n-a putut să aibă firma lui sau n-a putut nici măcar să fie profesor la facultatea de arhitectură. Deci n-a încercat. Firma mea, nu. Profesor de arhitectură, nu. Prim, arhitectul șef al capitalei. Da, bine ați venit la suma de 6.000 de lei sau cât o avea, știi? Deci tu crezi că o soluție în a crește sistemul de educație, sistemul de sănătate și bineînțeles tot clasa politică să devină una cinstită? Da. Că niciodată nu va fi 100% cinstită. Bă, cinstită măcar la nivelul, dacă nu a Norvegiei, măcar a Statelor Unite. Știi, da, unde se mai întâmplă nivel, niște lobby-uri, niște treburi. Hai la un nivel european, că le știm că sunt lângă noi. Și vedem că și în Germania. Da, Germania, nu Norvegia și aia care-s chiar... Nu. Nu aia. Nu există vac să se miște în stânga, în dreapta. Nu. Germania, cât de cât. O Franță. Hai pe acolo. O Spania, o Italie. O Italie. Da, exact. Se întâmplă, dar... O Bulgarie care să mă rămâs. Am văzut imagini cu prim-ministru Bulgariei. Bă, mâncăți-și pula. Bă, când merge la cu bodyguards așa, rasă în cap bărbița aia ragged așa și merge el, are o poză, dă-te în pula mea, are o poză, deci eu mă miram cum de nu suntem noi în situație. Are o poză, e la birou așa, dar un birou din ăla, știi, pe veche așa. Și stă așa, are aici pistol, are niște bani și nu știu ce pula mea. Dar are un vultur undeva? Ar trebui să aibă un vultur, mă. N-are o emblemă din asta, da, un vultur, a masculinității bronz, și a masculului, da, alfa, nu. Nu, dar avea pe masă asta, știi, pistol, da. Bă, asta mi se pare prim-ministru. Sigur fuma. Îți dai seama. Da. Bun, ca să se întâmple asta, da, ar trebui salarii. Și da, salariile pe care eu, la care eu mă asta gândesc, ar fi un... aia de manageri, da. Pe bune, în care să te duci la efectiv la prietenul ăsta al meu, care e elvețian și e corporatist de profesie, să zici, hei, de la Orange Moldova ai condus entitatea, vreau să conduci sectorul 3. Deci tu 3. Vrei tehnocrați, asta vrei tu. Da, dar bine plătiți, pentru că ea niciodată, ea nu o să vină, repet, cine poate să vină pe salariu, v-am mai spus, atât câștigă un primar de sector, 2500 de euro. El poate avea ori valoarea de 2500, să facă treabă un pic cât poate, cât pe cât îl ce capul, că la mine la T-shirt Factory, da, 2500 de euro e managerul, adică are o firmulță mică cu niște tricouri, cu niște mai râde, mai o glumă pe un tricou. Așa, deci poate să fie cineva așa sau cineva care a venit acolo cu o agendă bine stabilită, știe cum, are oameni și dă drumul la treabă în secunda 2. Și știi care este alternativa? Că nu e pregătit nimeni să zică, de mâine mărim salariile. Cum am mărit salariile? Adică cum primul ministru să facă 40.000? Da, frate, mi se pare că primul ministru ar trebui să termine mandat de 4 ani cu 4 milioane de euro în cont, în cont și cu o casă și să zici, bă, frate, mă duc acolo, muncesc, nu, bă, știi cum e, nu mișc eu, ce DNA, mă, bă, cum îi prind eu îi declar pe toți. Ce ai făcut, ce ai vrut să mă ofer, da, chemați. V-am înregistrat, da, treceți. Adică, înțeleg, da. Spun, băi, în ansamblu de lucruri pe care le face un prim-ministru 4 ani de zile, 4 milioane e nimic, înseamnă 80.000 de euro salariu pe lună. Ca să nu greșească, să nu fure să nu, și toate deciziile să le ia corect. Să aibă targeturi, să aibă alea. Adică să spui, băi, eu îți dau 80.000, dar vreau să îmi crești PIB-ul cu nu știu cât. Ăla se uită și zice, da, pot să cresc PIB-ul, pot să fac asta? Dar e atât. Dar nu e pregătită lumea, nu? Nu e pregătită lumea, nu sunt pregătiți oamenii ăștia care se vină în funcțiile astea, momentan. Pentru că oamenii sunt pregătiți, că sunt tehnocrați și corporatiști pregătiți, care cu salariile potrivite ar pleca de la conducerea Vodafone la zici conducerea... Zici că și-ar asuma responsabilitatea, da, asta, pentru banii... că și a fi un om politic implică multe chestii, nu implică doar... Nu contează, și-ar asuma. Uite, eu știu, eu am un prieten, da, pot să zic de el, este vicepreședinte la o mare companie de asta de retail și așa mai departe, este un antipersedist de la convins, postează pe toate alea, se duce în stradă, nu știu ce, bă, băiatul ăla, singurul lucru pe care, adică e din când în când zice, adică efectiv e genul de om care vine și stă așa și zice, Codine,
bă, noi mereu ne plângem, dar nu ne-am implicat niciunul, pe bune. Hai mă să mergem, adică e aproape să se ducă, dar țin bani. El câștigă, vicepreședinte la una dintre cele mai mari firme de retail din țară, câștigă foarte bine. Băi, are copii din căsătoria anterioară, are copii cu care, adică are două familii pe care le întreține. Bă, nu e pregătit să zică renunț, mă, la 15, nu știu cât o la 10, 15, 20 de mii de euro pe lună, să mă duc pe 2000, să ajut țara. Bă, nu e pregătit. Pe și Vlad Voiculescu cum face, mă? Eu nu știu istoricul. Cred că mai sunt nebuni. Da, cred că găsești nebuni, pasionați, de ăștia care se jerfesc pe un altar al omenirii, al creației, alții. Adică există tot felul de... Ai cunoscut în istorie oameni care efectiv s-au jerfit pe bune. Dar sunt rari, adică nu poți să... Știi care ar fi soluția la acești mesia, adică să cauți numai de ăștia ca Vlad Voiculescu, care nu știu, poate avea banii familiei, eu nu cunosc, poate fi foarte bogat. Asta ar fi soluția. Și iară o să mă, iară, tăiați că o să mă așa. Să pună oameni bogați. Uh-huh. Eu spun cinstit, îl cunosc pe tatăl meu și știu, dar pe tatăl meu la că l-ar pune primar la capitală, pe taică meu are 67 de ani, făcut toți banii de pe lume, stă acasă, se plictisește, nu mai așteptă decât întâlniri la nivel înalt, nu mai vrea el, că a zis, bă, du-te mă pe la mine, că am, uite, cu firma asta, mi se zice, bă, mă, lasă-mă cu alea, să vadă contabil, nu mai, dar nu mai are drive-ul, știi, adică el a muncit numai întâlniri, numai, bă, dacă ar fi mâine, nu se gândește nicio secundă, că n-am intrat niciodată în politică, nu vrea. Dar dacă mâine cineva zice, domnul Maticiu, vreți să fiți primarul capitalei? Bă, ăla n-ar face decât zi de zi, ar zice, bă, vreau să rămân în istorie, mă. Bă, vreau, singurul meu drive, nu vreau niciun ban. Cât vreți să-mi dați salariu? 1000 de lei. Bine, 1000 de lei, îi donești pe ăștia. Haideți să facem treabă. Bă, vreau la final să-mi facă statuie. Ăsta e visul meu. Adică când mor să vină unii să zică, bă, statuie e ăla primarul care... Eu păi cred că... De ce nu candida? De ce nu știu, de ce nu... E scârbă, adică... E scârbă de tot ce înseamnă. Am înțeles. E scârbă procesul de... Procesul de... Am spus, dacă cineva ar veni mâine și l-ar ruga și ar zice, bă, chiar mă vezi, o să vin și o să schimb. Deși poate ar fi frică de, bă, sunt primar și cine e la guvernare? Cine e la... Că mă, se întâmplă ceva, am făcut ea vreo cheie. Dar dacă ar fi numai de ăștia, uite, de exemplu, pe Țiria, că îl cunosc foarte puțin, am stat la puține mese cu el, nu-l cunosc atât de bine. Deci nu zic ca și cum, bă, e prietenul meu și am... Bă, eu cred că Țiriac, bătrânul vorbesc acum, da? Mm-hmm. Nu de Ion, vorbesc de Ion Țiriac. Îl mare. Tatăl. Ai înțeles? Eu cred că băiatul ăla, dacă l-ai pune mâine prim-ministru, eu cred că ar face chestii mișto economice, ar da legi ca țara să... Adică eu nu cred că el ar zice, dom'le, să mai fac 100 de milioane. Că mai pot. Adică pe lângă cele 2 miliarde... Și cu vocea de Marimora Roșu. Da. Să mai fac 100 de milioane. Adică pe lângă cele 2 miliarde, nu mi-ar mai strica 100 de milioane. Înțelegi? Nu cred. Bă, tu crezi? Tu crezi că băiatul ăla n-ar zice, bă, sunt aici... Și o să reprezint țara asta, adică bă, eu o să fac niște lucruri măcar să rămână. Eu cred că în momentul în care ești un om care a dat de bani la nivelul ăla, automat o să-ți dorești mai mult. Eu nu cred că ajungi la un punct în care zici, domnule, eu am... Ba da? Eu cred că miliardul ăla e punctul. Bun, dar nu cred. Eu n-am avut nici măcar aproape. Și există un boiling point la care nu viața nu se schimbă, adică vrei alte lucruri, îți dorești alte lucruri, ești la o vârstă. Dorești alte lucruri, îți dorești să rămâi ținut minte prin alte lucruri. Dacă ai 10 milioane, 30, 50, 100, nu, adică, ba, da, aș putea avea... Sunt unii oameni pasionați de chestia asta, de a mulți banul, dar fără, doar pe cifre, cum e doar ăsta, cifre, da. Warren Buffett. Ai văzut documentarul de la Netflix cu Warren Buffett? Nu. Trebuie să te rog să-l vezi. Warren Buffett este un om extrem de, pare zgârcit, locuiește într-un old building, are o mașină veche de 40 de ani, un costum vechi. Știu. Și se duce la muncă în fiecare dimineață, este cel mai mare acționar, Coca-Cola, McDonald's, KFC și alte astea. Se duce la muncă în fiecare dimineață și oprește în fiecare dimineață la McDonald's să-și ia micul dejun. Înainte să facă chestia asta pe drum, înainte, când pleacă de acasă, se uită cum se trezește la bursă. Dacă acțiunile lui au scăzut câtuși de puțin, nu-și mai ia plăcintă de mere, pe care și-o dorește. De la Mac, pe care se pedepsește. El își cumpără doar de la Mac, că e firma lui, zice, bă, așa e, respectul față de firmă, mi-au micul dejun de la McDonald's. Dar și cum nu a făcut mai... cancer până acum? mi ferești. Care a fost cea mai deșteaptă metodă de a cheltui banii? Apropo de bani. Ce-am cheltuit banii? Nu știu. Nu știu cum definim deșteaptă, că eu am făcut cu banii, am făcut, am băgat banii primii... Mulțu... Hai să...
Știi că deșteaptă, adică eu am investit, investit în artă, am băgat bani în niște filme, am făcut niște lucruri pe zona asta, primii bani în film pe care i-am băgat i-am pierdut de dracii m-au luat. Eu am făcut filmul ăla, primul meu film, am făcut cu Dan Chișu și am pus jumate banii și filmul a ieșit, a fost premiera, la două zile a fost colectiv și la încă două zile l-a intrat în cinema, nu mai putea opri treaba asta. Deci toată țara la comunica. La ce film era? București Non-Stop. București Non-Stop. Și toată așa. Țara comunica, bă, vă rog frumos, drapelul e cu bulut în berne, dolul național, vă rog, fără activități de genul ăsta. Noi nici nu mai postam, duceți-vă la film, că era gen, da, bă, au murit oamenii, ce să, asta, deci eu am făcut, ăla a fost primul meu film, am dus în cap cu banii aia, toți i-am pierdut, toți. Dar uite, că mi-a deschis o zonă, de acolo i-am cunoscut pe cei care mi-au devenit profesori, pe Dorian Boguță și Alexandru Papadopoul, jucau un film și eu le-am zis, băi, în afară de a adus bani ca prostul, ce se mai poate face în industria asta? Că uite, mie îmi place. Hai să fac școală, pentru că eu visam să scriu, dar știam că dacă scriu până să cumpără cineva un scenariu, dacă nu ești tu producător cu banii, e... Tu știi, e problema. Da. Și am zis, bă, hai să învăț un art, un craft în chestia asta. Și am învățat, am zis, bă, mă duc la cursurile băieților ăsta de actorie. De actorie, da. Dar cât timp ai fost acolo? Ce? Cât timp ai fost acolo? Unde? La cursuri? La cursuri, da. Păi cât am făcut școala lor, primul modul de 6 luni. Ei încă au școala, nu? Da, încă se desfășoară cursurile și acum. Am făcut primul modul care dura 6 luni, al doilea modul dura 3 luni și era cu Iulia Rugină, cu regizoarea, din alte puncte de vedere, tot actoria se studia, după care am făcut o școală de duminică la un ATC. M-am apucat de actorie. Foarte la bătrânețe, bravo, cu bravo. Profesor Florin Chevorchean. M-am apucat și mi-a fost așa, zic, bă, 33 de ani, fac și altă, hai să mă duc eu cu copiii aia pe acolo, mă, și știau, și mi-a fost așa. Foarte un pic jenă. Foarte bine ai făcut, bravo. Am făcut chestia asta și am făcut școală doar de film, de rog, de teatru, deci concentrată cumva, nu mă consider la nivelul celor care au studiat 4 ani la un ATC, dar după aia am multe meciuri în picioare, am jucat în vreo 13 filme sau ceva de genul ăsta și... Contează și meciul, nu doar, bun, sunt alții care se mai antrenează decât mine, era, că eu am fost chiar în meci, m-am întâlnit cu ei, mari, da. Am văzut pe Iureș, l-am văzut pe ăla, am jucat cu ei, cu Iureș nu știu dacă se poate spune că am jucat, l-am sunat pe Papadopoul și l-am întrebat, băi, papi, fii atent, concentrează-te. Deci, eu eram aici jos cu Andy Vasluianu și aveam o discuție. La balcon undeva se uita după noi Iureș. Eu pot să spun că am jucat cu Marcel Iureș. Deci el era la balcon și zice Papadopoul și bă, stai să ne concentrăm. Deci fii atent. Apăreți în același cadru. Bă, așa că filma plan contra plan, dar el se uita acolo și chiar era. Eu am dat mâna cu el când a coborât. Dar n-am avut nici replică. El era sus, eu jos. Nu știu, nu mi-e clar că vreau să-ți comunic cu oamenilor. Am jucat cu Marcel, bă, ce, e foarte greu de spus. Dacă aveți o secundă în același cadru, poți să spui că ai jucat cu el, nu? Trebuie să urmăresc asta, nu, cât a fost. Da, și cum am ajuns la asta să povestesc cu Iureș? E cea mai deșteaptă metodă de a-ți cheltui bani. Nu știu dacă a fost deșteaptă. Am cheltuit și banii ăștia în film și am ajuns să fac ceva care îmi place enorm de mult. Acest produs finit care se numește filmul și îmi place să fac lucruri la el de la al scrie, primul pe care l-am scris e Miami Beach. A juca în ele, îmi place să le și produc într-o oarecare măsură, mă omoară partea de birocrație, acte și mizerie și organizarea toai de capul și de zile mele, dar așa îmi place să produc doar alea, mișto, să pun elementele, cred că Alex Coteț ar fi bine să scrie aici, îmi place cum scrie și aș putea, actor, cred că deci ar putea să vină... Deci tu fii producătorul ăla... Ăla care ia Oscarul, știi? Că ăla nu e executiv. Ăla ești producătorii pe bune. Ăia se duc, ia Oscarul. Ăia au zis de la început. Deci regizorul ăla și cu ăia doi băieți și cu campania de marketing ținută de Global, se vinde. Hai, dați drumul ăla, știi? Adică, și după aia ăla care vede ce sandwich-uri se aduc pe platou, e alt băiat care e un alt tip de producător. Dar, asta spun, banii am cheltuit acolo. Am cheltuit bani în zona asta de caritate, am cheltuit. Care a fost cea mai prostească asta? Cea mai prostească? Ce mai prost cheltuiți bani vreodată așa? Să zici, băgați-i, nu trebuia să dau bani eu pe așa ceva. Cea mai prostească? Foarte greu să spun. Hai să-ți povestesc o întâmplare din care mi se întâmplă. Că am cheltuit foarte mulți bani prostești, foarte mulți bani aiurea pe... cluburi. Și în ce sens spun cluburi? Că încă îmi place să ies în cluburi, îmi place să mă distrez, îmi place să beau, îmi place să mă îmbăt. Și cumva e normal să cheltui suma necesară ca să mă îmbăt în locul în care îmi place în seara respectivă. Deci e cumva... Dar am avut perioade în tinerețe când făceam un overspending așa, adică, bă, lasă să... Adică,
să fie de fală. Că, să, da, cu tare, să fie masa mai bună. Luați-vă și o șampanie. Nu beam șampanie, beam doar vodcă, dar mai luam o șampanie. Adică am avut niște momente astea care am cheltuit niște bani aiurea pe care îi regret, dar alea au fost momentele, am trăit și eu din această ieșire continuă și nu știu ce, eu am făcut un cer de socializing care mi-a folosit în foarte multe zone, și în actorie, și în afaceri. Adică eu am ajuns într-o perioadă în care taică îmi spunea, bă, vreau să fac nu știu ce, cunoști pe cineva la firma aia? Da, am băut cu CEO-ul, am băut cu ăla, chem acum, fratele meu, vino mă cu tare, vreau să... După aia taică îmi trebuia să preia, că nu știam ce să-i zic, nu știam cu contractul, nu știam cum se face, nu știam ce trebuie să scrii, cu contul, scriu, cu ala. Băut. Da, aia. Eu bă, îi puneam pe oameni împreună, un fel de lobist. Și am o întâmplare drăguță să-ți o povestesc. La un moment dat a venit în țară, chemat de directorul de la Garanti Bank, care este o bancă turcească, pe, cred că este patronul Garanti Bank Worldwide, un tip din Turcia, unul dintre cei 5 miliardari, Turcia au miliarde, 5 cei mai bogați oameni din Turcia, Shaheng cumva îl cheamă, că trăiește. Și a venit acest tip cu o suită, adică au venit vreo 4-5 oameni. Directorul la Garanti Bank l-a zis, bă, vrea să facă asta, are, Turcia are Reina, are toate restaurantele, cluburile, adică deține foarte mult din Turcia, are business-uri și așa. A venit în București la preveniță asta directorul cu tare. Directorul m-a sunat înainte, zice, Codin, vine ăsta, bă, vine ăsta, te rog mult de tot, băi, te rog, bă, să organizăm ceva cu femei, cu asta, seara să-i facem și lui un program. Bă, frățioare, mă ocup, înțelegi? Am închiriat un striptease chiar lângă Cinematograf Studio, nu știu dacă mai e acum, chiar lângă Cinematograf Studio, am un striptease mare, foarte frumos, m-am dus la ăla patron și am zis, bă, ia să vă fetele, mi-a chemat toate fetele, bă, mi l-a aranjat acolo, m-am uitat, zic, bă, nu e ce trebuie, nu e, ăștia vor mai mult. Și ăla a zis, nu-i problemă, în ce seară vine, în aia. Iau de la toate stripsurile neroași, le cunosc eu pe toate, să vină toate. Zic, băi, perfect, extraordinar. I-am făcut ăsta un program, m-a zis la directorul la Garanti Bank, gata, am aranjat, vine aia, bă, îți mulțumesc, gata, vezi că vin cu ei mâine, mergem la voi să vedem terenurile, că noi eram un business imobiliar, taică-mi vrea să-l cunoască, să-i prezintă ce teren avem noi aici. Au venit ăștia, am luat cu taică-mi la Garanti Bank, i-am văzut, erau vreo 5-6 inși, cu tare, i-am adus la noi la birou. Taică-mi s-a așezat lângă ăsta și prezenta planurile, uitați aici, cu tare. Eu ne-am împărțit pe acolo directorul de la garantirea parte. Eu m-am așezat lângă un cel mai tânăr dintre ei. Era un tip, eu aveam, cred că, 28 și el avea 40. Chelios, așa, mai tânăr, stăteam și mai râdeam, mai ne dădeam coate, mai vorbeam, mai cu tare, mai, bă, ce, cu tare. Ultima bancă. Taică-mi zice, bă, vă dau afară pe amândoi. Bă, vă dau afară pe amândoi, i-ați început cu astea, lasă-mă că, uite, explic omul ăsta, ăla era tot fier să vadă, să-și nota, nu știu cum. Am plecat de acolo să mâncăm, seara să-i duc la, nu, chestia, la acest striptease, la care eu am zis să nu stau, că eram tânăr, să nu se simtă oamenii prost, am zis să-i duc să văd că totul e în regulă. Taică-mi s-a dus acasă, zis, du-i tu, că nu mă, așa. Directorul de la garantii, frumos, cu ei, tot cu tare, acolo, bă, gagici, foarte mișto, adică veniseră foarte multe fete. Ăștia sau eu cu ăsta mai tânăr, ăsta mai tânăr, tot așa, stătea așa cam... Stingher, nu se băgase, se uita la el, da, și mă întreba, ce faci? Zic, pă, eu plec, că am zis să vă căsteți bine, da? Da. Zice, unde te duci? Mă duc eu în club aici, eu acolo beau și... Mă, ieși pe mine și eu dimineață vin, mi-au ceva de ei sau cu tare sau se ocupă. Da, zic, te iau dacă tu nu-ți dorești. Și am plecat cu el, nici mi-am luat la revedere, nici de la director, nici de la aia de acolo, nici de la marele boss, nici de la... Am plecat cu el. A doua zi îl sună directorul de la Garanti pe tata, bă. Băi, ce mi-a făcut fitul, mă, nenorocit, bă, cu tare. Ce-a făcut, mă, nenorocit? Păi l-a luat, bă, l-a luat pe Shaheng ăsta și a plecat cu el. Bă, ăla cu care m-am împrietenit eu, noi n-am înțeles bine, era un tip mult mai în vârstă, cu care vorbea cu taică. Ăla tipul mai în vârstă era un consilier al acestui miliardar. Era mâna dreaptă, da, da. Miliardarul era ăla pe care îl durea în curta, toate întâlnirile stătea așa. Într-adevăr, când am fost la masă, miliardarul, că eu m-am așezat lângă ăsta de 40 de ani, m-am împrietenit cu el, dar eu, dacă aș fi știut că ăla, nici n-aș fi îndrăznit să-i vorbesc, că eu așa ziceam, ce zic, mă, de cu tare, mă, treacă, bă. Și stăteam cu el și la un moment dat îmi zicea, Formula 1, uite, am fem lojă, uite, am numărul Tarcam Rusu. Și eu mă gândeam, zic, ia uite, bă, bossul ăla mare, nu zice nimic, mai pe modestie, și ăsta... Pielea pulii mi-arată mie numărul Tarcan, vrei să sun pe Tarcan? Du-te, bă, de aici cu Tarcan, al tău, zic, stupă Delia, du-te în pulii mei de aici. Pleacă, înțelegi, el mi-a arătat niște chestii și m-am prietenit cu el, relaxat fiind, zic, bă, un consilier. Noi așa l-am luat pe ăla, era unul cu părul alb, cu costum, ăsta era mai relaxat și așa am zis, bă, un consilier aș pe acolo. Și eu l-am luat pe ăla, deci după ce organizasem totul, era practic pentru el, el nu s-a înfruptat de acolo, că știa, ăia oricum să-i țină cei mai buni și dimineața face un sens să stea să danseze cu el la striptease, nu era, el vrea să vadă clubul unde era pe bune, știi, treaba.
Da, deci uite că mie mi-au folosit-o. Eu am avut chestii de-astea. Nu știu dacă bani cheltuiți aiurea în cluburi. Poate că și au avut rostul lor. Vreau să te felicit pentru Miami Beach. Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru că l-am văzut, că l-am văzut deja. Că ai venit, da, și l-ai văzut. Și lui Matei felicitări, dar nu e aici. Felicitări, Matei. Sper să facem cifre bune și o să ne ajute Alex. Și acest podcast al tău că intră și că lumea poate să vadă. Pentru că e primul film românesc la care am mers și am râs cu poftă. Eu nu râd la chestii de obicei. Da, a contat foarte mult. Eu am scris acest scenariu, care a fost un scenariu care apoi a fost folosit ca schelet, ca structură și câteva glume ale mele au rămas, dar peste mine a venit Alex Coteț cu niște glume ale lui, care au fost foarte bune. Adică Alex Coteț e pentru mine un scriitor senzațional de bun și într-adevăr este multă comedie, după cum am observat, iar pentru că există și un fel de acțiune și un fel de probleme ale personajelor care se confruntă Miami cu niște mafioți, cu niște rezolvările. Așa cum ai văzut, sunt unele tot comice, sunt unele tot tot un comic de situație și e tot o rezolvare comică, așa, nu ne luăm în serios nici măcar când rezolvăm problemele noastre pe acolo. Mie mi se pare că din, da, cred că a văzut lumea oare frezele, le-a văzut. Da, da, frezele, da, eu am plecat, aș vrea să spun despre freze. Zim. Freza lui Ilie Piciu, personajul meu, este blond, cumva vopsit, oxigenat, creastă. M-am oxigenat cu o creastă și așa. Am scris personajul Ilie Piciu, vorbele lui, freza și absolut tot, uitându-mă la Insula Iubirii. Băi, este extraordinară Insula Iubirii, eu iubesc că ăla, de bea aștept să reînceapă sezonul nou, să-mi fier pe Insula Iubirii. Nu există emisiune, bă, cred că mai este acum, dar nu m-au prins alea, unde se ceartă cuplurile alea, nu știu cum se numește, pe canal de mai sunt niște de-astea. Bă, dar Insula Iubirii și emisiuni de genul ăsta, dacă reușești să te prins, te uiți la... Nu poți scrie despre lumea aia. Că zici, las că te duci la un moment, dacă vrei să scrii, te duci și stai într-o spălătorie auto cu ăia, cu băieții, să le asculți vorbele și cum se poartă și ce lanțuri au și ce freze au și cum sunt ei pe bune. Bă, n-ai timp, când stai și îți faci cineva calculul, bă, trebuie să scrii asta. Da. Dar ăia care fac scriitori ăștia, îți plătiți cu 500.000 pe scenariu și aceea zic, stai, un an de zile, mă opresc și mă cobor la, mă duc în pușcării să văd cum se... Nu. Insula Iubirii, frate. Acolo cunoști niște oameni extraordinari. Bă, nu m-am gândit că care deci legătură. Este carne extraordinară. Eu ți-l-ar, am și poze în telefon cu băiatul ăla, că eu îl fotografiam. Originalul. Ăsta e Ilie. Făceam poză, ăsta e Ilie. Mai luam de la Ilie, nu știu ce vorbă, de la altul, știi? Dar freza e de la un băiat din Insula Iubirii. Mamă, așa, cu tare. Deci tot, n-ai cum, că de acolo trebuie să le iei. Unde, că nu te întâlnești cu oamenii ăștia, nu stai de vorbă cu ei. Dar mi se pare foarte tare, unul, că v-ați asumat chestia asta, că și Matei cu freza aia, eu știu că umbla prin oraș cu freza aia. Pentru că am filmat în două perioade, am filmat în februarie plecarea celor doi personaje noastre din România și apoi câteva luni mai târziu. Și el a umblat cu freza aia de... Eu am scris eu o replică acolo, nu știu dacă ți-a plăcut sau nu, dacă ai observat-o, aia e scrisă de mine când Letiția Vlădescu zice, bă, am ajuns președinți cu freza asta. Da. Adică, stai mă că Putin, Băsescu, toți băieții au avut freza, adică nu, stai cu minte că ești freza aia lui Băsescu, oare Matei, care e senzațională și provoacă râs. Da, bă, da, ambele, adică personajele în primul rând mi se par bine executate și mi se pare că ai jucat creastă, bine acolo. Cu creastă și cu dinte de aur. Eu am avut dinte de aur și două luni de zile. Deci nu la filmări, că la filmări normal, ai orice. Eu am avut, stomatologa mi l-a fixat și acolo a rămas, că a zis, se strică, mi l-a făcut chiar din aur și a zis, dacă îl scoatem și îl repunem, poate se sparge la... Bă, mi l-a pus și două luni de zile eram cu dinte de aur, râdeam, că de Diaconescu râdeam. Nu trebuia să fii... Pe la emisiune. Blink. Așa, ca Diaconescu. Exact, da. Știi, pe la emisiune, n-aveam cum să râd cu dintele ăla. Sau tot timpul, sau vorbeam despre el în primele secunde, oriunde mă ceam. Salut, uite, haide să râdem, am acest dinte de aur, vă mulțumesc mult, joc într-un film. Exact. Asta e, o să-l vedeți pe ecrane, hai să vorbim despre altceva. Și atunci, dacă vorbeai despre asta, era ok. Dar ce așteptări ai așa de la premieră și reacții de la oameni? Și, pentru că e primul film amuzant după foarte mulți ani, în care, în primul rând, că e un film independent, în al doilea că curajul din filmul ăsta nu prea îl vezi în alte filme, nu prea simt. Aștept reacții de toate felurile, alea de pe net, pe care nu... Știi, în sală, anumite reacții nu se pot fake cu râsul. Și în sală se va râde. Deci e greu să merg într-o sală și pe aia, dacă ai fost în sală cu mine, să zici că nu ți-a plăcut.
pe net, când ajungi tu acasă și te așezi, zici, stai un pic să-ți spun eu ce n-a fost ok la filmul ăsta. Da, da. Atunci poți să, așa, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri. Avem câteva scene în care vorbim extrem de vulgar, dar vorbim doar ca să rezolve anumite situații. Da, lumea sigur se vor găsi unii care o să spună, nu se poate așa ceva. Dar și personajele de așa natură, adică nu e ca și cum doi profesori universitari care au un limbaj vulgar. De acord, s-a mai întâmplat și în alte, corect, deci este justificat, dar este dublu justificat și asta și situația în care ne pune, efectiv gluma trebuia să existe cu o înjurătură ca apoi să poți să râzi. În același timp, este un film în care se vând droguri și se consumă droguri, se trage cocaină pe nas, adică e o chestie care va fi sigur blamată. Zic, băi, asta ne învață copii. Nu, așteptăm acum să primim ratingul și dacă veți primi rating de n-aveți voie de 15 ani, să nu veniți, să stați acasă, că e exact. Cu femei, cu mașini, cu droguri, să nu cumva să veniți. Deci, dacă, deci să urmăriți ratingul. Dacă ne dă 18 să fie, fraților, asta e. Da. Pentru că iar aveam o problemă. În cluburi, 80% din oamenii din cluburi, 80% consumă cocaină. 80% din toți oamenii care vezi în că fața ta într-un club. A început să rupă în țară 80, toată și, chestia. Deci 80% consumă cocaină, 3% din club vinde cocaină și noi când facem filme despre droguri, este undeva o pungă de iarbă care, știi, și aia sunt urmăriți de niște sirene. Poliția este în alertă, punga de iarbă. Adică, băi, stați un pic, că toată lumea vorbește despre asta. În toate filmele americane, vezi, chile, se cară, se întâmplă lucruri. La noi, domne, această pungă de iarbă care ne creează probleme. Nu, este cocaină, am tras, făină, bă, mi-a fost îngrozitor de rău. Ai tras făină? Am tras făină pe nas, da, am pus făină acolo. Știam... De ce? Știi că există niște chestii care știam sunt... De la, știam de la, am produs și piese de teatru cu Chris Simion. Și una dintre ele, Hell, după un roman care, a cărui autor este preferatul meu, Frederic Beigbeder. Hell este după Lolita Pyle. E o poveste lungă, dar seamănă cu Beigbeder ca stil, nu contează. Un roman francez. Și Chris Simion le lăsa pe fetele din piesă să tragă și le făcea un amestec. Mi-a spus ea atunci. Vezi că ceva, se pune vitamina C, zahăr cu ceva, cu ceva și cu ceva care poți să tragi. Și e ok. Bă, n-am știut, nu ne-am informat. Am lăsat-o până în ultima clipă, acolo n-am, adică eram, bă, azi tragem aia, ce pune? Pune făină, ok, pune făină. Bă, am așa la un dat, bă, este îngrozitor, am crezut că, bă, ce nu trece, bă, niște praf până asta. Eu și așa zic, cumva personajul nu era obișnuit, trebuie să tușească, după aia nu e ca și cu, că trebuie să aibă o reacție, nu poate fie, gata. Trebuie să aibă o reacție. Bă, am tras făină pe nas, a fost îngrozitor. Deci îngrozitor a fost. Norocul meu că am tras de pe tâțele uneia și, adică, știi cum, da, mai îndulce. Adică, da, na. Nu, dar a fost așa, adică măcar mă bucuram, știi, pe partea elaltă. Crescuse făina. Da, era... A crescut făina, s-a făcut bine acolo, se dospise. Da, eu cred că o să aibă multe reacții. Clar se va râde. Cine ajunge la film și cine va intra în cinematograf, pentru că avem o campanie de marketing, zic eu, pregătită temeinic, cu niște chestii foarte bine gândite și așa, eu cred că s-a auzit de film, cine va alege să meargă la filmul ăsta, va râde. Reacții vor fi de tot felul. O să fie foarte multă lume indignată. Dar noi ne-am dorit asta. Noi ne-am dorit să fie un film, nu care să supărăm pe cineva, dar care să fie true. Bă, se întâmplă cocaină, dar cocaină. Se vorbește așa? Se vorbește. Nu cred că o să fie reacții de genul ăsta. Adică mi se pare că la Five Gang am înțeles, în fine. Era clar de unde va veni hate-ul. La asta nu mi se pare că ai avea de ce. Adică e pur și simplu un film declarat pe ceva, comedie. Da, nu mă refer la nivelul ăla, știi? Da, de... da, cine știe. Pe hate ne-l așteptăm, suntem obișnuiți, avem un proastru. Voiam să spun că aseară am fost la o altă premieră de film și m-am întâlnit cu managerul de la Cinema City, care a spus că acest trailer, și e o chestie al lor, că ei postează doar postere de film, trailer de film. Și a spus că este cel mai vizionat trailer din istoria paginii de Facebook Cinema City, care e destul de clar, adică bă, acolo se postează numai. Aveți și cururi și țâțe, mă, era imposibil. Erau, da, dar le știi de la început? Adică cum dai tu sau dai share? Afișul cu voi doi și cu Craci, cu Cur. Da, zici, bă, trebuie să dau play și la trailer. Deci uite, are cea mai mare reach pe pagina Cinema City acest trailer și este varianta green, că noi avem pe YouTube varianta aia red. Da. Avem două variante de trailer, una rulează în cinema, cu minte, fără înjurături, pe aceea au dat-o Cinema City și a avut cel mai mare reach și numai comentarii pozitive și foarte multe. Mi-a zis, bă, nu am întâlnit această reacție la niciun, am postat și, nu știu, Batman, Joker, toate. Mm-hmm. Mi-a povestit Matei că la Five Gang, înainte de film,
se dădea trailerul Miami Beach, că erau toți copiii, erau părinții. Nu, nu te uiți, nu te uiți la asta. Nu, este, știi, am văzut, că eu am urmărit podcastul cu Matei. Băi, eu nu cred, bine, nu am fost decât la premieră, nu m-am dus la tot felul de astea cu Vibe Gaming să văd cum e reacția în sală. Dar ăla green, ăla curat, e atât de curat încât, da, sunt niște fete în costume de baie. Băi, atât, vezi fund. Da, mă, e o chestie pe care o vezi la Antena 1 duminică la 3. Băi, deci e filmat o fată în trailerul ăla curat, sunt fete filmate din spate, care din spate, da, există și fund. Ce să vezi, că și Miami, din spate când filmezi fata în costum de baie, există fund, da. Există fund, dar în costum de baie. Nu, nimic. Nu știu ce a fost așa de... Mamă, costume de baie, Ioane, stai jos. Sau nu știu de ce m-am gândit că îl cheamă Ioan pe fisul, dar... Da, deci pe 21 februarie este premiera cinematografe, da. Este, atunci intrăm în full. Există spectacole și pe 19, aveam premieră și mai departe. Noi anunțăm 21 februarie pentru că atunci ne-au învățat distribuitorii să anunțăm. Să ziceți pentru că frumos. Atunci vineri într-adevăr găsești toate orele, toate, nu știu ce, nu e nimeni dezamăgit. Bă, la mine n-a intrat, nu era decât la 8. Și că aveam premieră doar așa, un pic, un spectacol pe zi la ora 8, să-ți dea așa un pic. De vineri intrăm în cinematografe 21 februarie, ne dorim să facem cifre frumoase, nu visăm ca la Five meci Game, ai fost. Nu visăm să, să da. Facem niște cifre frumoase. Da. Cu tare să ne facem treaba și să amasăm. Băieții să... Până la urmă, da. Important să arătăm dedicare și vrem să facem o figură frumoasă, să meargă lumea astfel încât să ne permitem să facem și partea a doua. Noi ne dorim și este gândit astfel încât să poată exista o parte a doua. Uh-huh. Dar asta doar publicul o decide. Prin prezență, prin... Da, și cere, să apară prin... acolo la cererea publicului sau la insistențele publicului. Da, am auzit că și asta se mai practică. Poți să-mi zici, te rog frumos, o piesă de teatru pe care o recomanzi oamenilor la noi care patru. Să meargă? Noi patru. Nu știu unde mai joacă Noi patru. S-ar putea la Green. Uh-huh. De când s-a închis Godot, era la Godot. S-ar putea să fie la Green acum. Eu sunt un fan al teatrului independent. Sunt un fan al Liei Bugnar și multe piese de Lia Bugnar sunt foarte bune. Vă recomand Noi patru, Două liniuțe, era la Metropolis, nu mai știu dacă Metropolis s-a redeschis, că a fost o perioadă în care am avut probleme. Cred că s-a redeschis. Noi patru, Două liniuțe, orice de Lia Bugnar. Am mai văzut de Chris Mion ceva foarte bun, tot la Metropolis, era Domnul Ibrahim și Florile Coranului, așa ceva, cam asta e titlul. Bun, foarte bun. Da, asta. Și îți recomand eu să mergi la piesele domnului Frunză, pentru că sigur o să-ți placă, la Metropolis. Da? Și asta le zic și eu acum oamenilor, că mi-am dat seama că n-am recomandat până acum asta și chiar e o chestie care îmi face plăcere. Uite, n-am și eu. Următoarea întrebare pe care ți-o pun, dacă există Dumnezeu. Bă, eu sper tare că da. Speri? Sper, da, îți dai seama că sunt... aș putea, nu știu dacă să mă... Cred că m-aș califica la credincios. Da? Cred că da. Credincios în sensul ăsta clasic? Portul cruce pe care o poartă și Matei, l-am cumpărat de la aceeași biserică noapte de Paște, înainte să începem filmările în America. Dar știi că e un pic întoarsă. Nu să fie întoarsă. Cum să fie? Că s-a îndoit aici sau ce? Uite. Nu, e un pic mai lungă sus decât jos. E o cruce întoarsă. Cum să fie mai lungă sus decât jos? Îmi pare rău, dar îl venerez pe Satana. Ok, îl venerez pe cine vrei tu. Eu am cumpărat-o de la biserică, așa, după cum vezi, noi am pus eu ața asta, deci n-are cum să fie invers. Putem să facem un close-up la crucea aia și să spună oamenii dacă... Nu, scoat. Să spună oamenii dacă lor le se pare că e o cruce întoarsă sau nu. Vă rog să analizați treaba sau asta. Poate fi celtică din aia cu... Egală, cu astea egale, da. Nu știu, am cumpărat-o așa. În fine, așa. Are și Matei un altfel. Spuneam că cred că m-aș clasifica în credincios pentru că, deși sunt nepracticant, cred în ceva, cred într-o entitate, într-o chestie superioară, nu cred în tot ce scrie în Biblie, normal că nu, dai seama că Biblia e scrisă de oameni și e scrisă la un moment. Dar cred că sunt cred că m-aș clasifica în credincios. Și de câte ori am avut probleme grave, reale în viață. Bă, și atunci te găsești că te întorci către singurul cu care ți-a rămas. Nu ai, asta e problema, că în momentul când nu ai nimic de făcut, mai ai asta de făcut.
Și atunci te vei găsi și vei dai seama că ești credincios. Și până în acel moment greu nu ai, te-ai rugat niciodată, nu te-ai gândit la asta și în secunda în care se întâmplă îți găsești și crezul și Tatăl nostru ți le găsești în tine pe toate. Păi și crezi că dacă există în forma asta ar mai permite ce s-a întâmplat și ce ai văzut în spital? N-am nicio explicație pentru asta. N-am nicio explicație. De asta există, adică există revolta aia. Că, păi, nu există să fie ceva bun și superior și o entitate, dacă se întâmple, ce să se întâmplă? Niște probleme și niște nedreptăți, niște atrocități. N-am nicio explicație. Poate că există o energie bună, nu e că nu există nicio entitate, poate există așa un flow de energie bună pe care dacă știi, îl canalizezi și dacă se întâmplă ceva rău sau ăluia s-a întâmplat, cineva sau familia lui a canalizat o energie, nu știu. N-am explicații, dar două lucruri pot să spun. Este unul, că tatăl meu, care cochetează cu absolut orice, citește din orice și e un om care așa, a citit și a avut o perioadă în care a citit foarte mult pe bioenergie și pe chestii de genul ăsta. Și s-a dus și a făcut un curs de bioenergie. Și de era... Reiki? Sau? Da, Reiki, nu știu, abar n-am, cu ansa aia, știi? Știi ansa, știi ce înseamnă ansa? Nu, nu știu. Ansa este o sârmă foarte mică, cu un vârf care știu, te înțeapă la cele două dege și poți să... Știu. Bun, și a făcut acest curs, tatăl meu, de bioenergie, la care a ajuns până la nivelul 4 și mă tot înnebunea că, tată, că fii atent, că poți să afli chestii, întrebări, să pui... Știi că pe sistemul de bioenergie se descoperă și sursele de apă, adică căutătorii de apă cu un băț făceau, dar pe sistemul ansei. Ce încă mai fac aborigenii în Australia? Mai fac, da, corect. E, și el mi-a spus, băi, tată, fii atent cu asta. Zic, bă, lasă-mă, te rog eu mult. Și a fost una în condiția lui, bă, te rog mult de tot, fă-o pentru mine, du-te la acest curs. Bă, m-am dus la acest curs fără să cred, uite așa m-am dus. Am stat, stăteam așa și vorbea ăla și notam niște chestii. Și la final era, dădeam examen, am terminat acest prim modul și dădeam examen de căutat cu ANSA și cu raportorul surse de apă. Adică la câți metri în față, în stânga sau în dreapta găsim o sursă de apă și la câți metri în jos trebuie să pămâri, că exact câți metri, că asta îți răspunde câți metri în jos și el a spune 6, de aici 6 și am dat acest, am făcut acest, fără să cred, am zis, bă, nu se poate, că cum, că cine să-mi spună mie ansa asta, deci această sârmă și cu un raportor să-mi spună mie că în față 8 metri și în jos 25 acolo este un fir care cum, la, adică cumva e domeniul un pic paranormal lui, adică ce se întâmple. Și necrezând deloc, toți colegii mei au așa, am fost ultimul din clasă, efectiv, ca și în viață, ca și în rest, am fost ultimul. Fost ultimul și din această clasă, băi, dar am reușit până la urmă. Și am reușit, pentru că eu stăteam așa și ziceam, bă, n-are cum, bosule, nu știu cum îl cheamă pe ăla, bă, fii atent, n-are cum, bă, nu se mișcă, că aia nu se mișcă. Și ziceam, arată-mi unde e sursa. Bă, nu se mișcă, bă, sărăcia, uite, bă, vină cu aia, nu se mișcă, la aia locului se mișca, se ducea aia în dreapta, în stânga, le arăta că... Bă, nu se, la mine nu se mișcă. Și a zis, mi-a zis ăla, bă, mi-a dat rugăciune și a zis, citește rugăciunea asta. Zic, păi, te rog eu mult de tot, adică am ajuns la, bă, tu nu vezi că nu se mișcă, m-a mai pus să citești ea. Am citit rugăciune, cred că era ceva pe clasic, tatăl nostru, ceva. Și s-a mișcat ansa. Vrei să, adică ce vrei să, adică cum să spun sau ce să, știi, ce, înțelegi ce spun? Deci, s-a întâmplat o așa, bă, și s-a mișcat... S-a mișcat ansa. Cred că rugăciunea, având o, probabil o cadență, o chestie, eu eram stresat, eram nervos, eram, nu poate să mișc. Probabil că rugăciunea te așează, nu a fost o chestie care atunci Dumnezeu a pus mâna lui. Da, mă, sunt niște lucruri care sunt calculate în timp, că și postul ăla nu e degeaba. Clar, ăla e lăsat de niște oameni care să detoxifieze un pic, că toată lumea mânca, a zicea, bă, bogații ăia săracii mănâncă ce pot, iar bogații mănâncă numai carne zi de zi ca să demonstreze că pot. Clar, asta e logic, nici nu mai vorbim. Adică sunt multe chestii dar, logice. Repet, eu am făcut chestia asta. Eu personal, nu altcineva, am descoperit o sursă de apă care era aceeași cu a colegilor mei, și am văzut că se mișcă în dreapta și jos cu cât l-a dat la toți. Și acolo mai era una și acolo. Știi că s-ar putea ce vrei să spun? S-ar putea să se întâmple totuși... Eu te-am întrebat de asta, că dacă există Dumnezeu, dacă ar fi permis să se întâmple lucrurile astea și tot ce ai văzut, dar îmi dau seama că, pe de altă parte, dacă ele nu s-ar întâmpla, cel puțin la noi în țară, părinții ăștia, uite, care au renovat... etajul 6. Cunoști și eu și chiar o să avem un episod scurt cu părinții unui copil. Au pierdut copilul din cauza cancerului și cu banii strânși au început să facă lucruri pentru alți copii. Adică s-ar putea într-adevăr să nu fie doar partea aia nasoală. Da, intrăm în alea, părintești, crede și nu cerceta.
cu tare, niciodată. Necunoscute, niciodată. Nebănuite sunt căile niciodată. Domnului. Hai să spun una foarte scurtă, care s-a întâmplat mie și familiei mele și o să tragi și tu o concluzie. De asta spun că apropo că, bă, ok, sunt ca tine, dar în același timp s-a mișcat asta, am zis o rugăciune, nu știu ce să zic. Tatăl meu, când a murit bunica mea, mama lui, care este originară de lângă Focșani, din satul... Jariște? Nu, Livezi. Ah, okay. Fostul Găuri, actualul Livezi, mă rog, nu, uh-huh. Că Găuri nu se cade pentru sat, l-au înscriat în Livezi. Și a adus-o să mormânteze, pentru că dorința era să fie mormântată în cimitirul din satul Livezi. S-a dus acolo, tatăl meu a mormântat-o, a făcut un mormânt acolo și a vorbit cu preotul și a zis, părințele, cum zici tu, uite ce vreau să fac. În fiecare duminică vreau să organizez o masă pentru oamenii săraci din acest sat, în fiecare duminică de acum până îi muri eu. Îți trimit, cât zici tu, 1000 de lei, 2000 de lei, să plătești două bucătărese, să iei niște dalea, să facă cumpărături în ziua aia sau cu o zi înainte, să gătească ceva și să dea o masă ca o pomană ongoing, așa, știi? Fiecare... Asta e foarte bună, cu o pomană ongoing, așa. Să țină, știi, fără număr. Un soi fără de pomană, număr. After pomană. Da, fără număr, știi? Da, una after party, after pomană. Deci ai zis, bă, să facem chestia asta, vreau să fac un gest pentru a... și pentru oamenii din acest sat. În fiecare duminică să se dea o masă aici. Preotul a zis, e greu ce zice să mă organizez asta. Nu vreți să-mi dați mai bine 2000 de lei mie aici la biserică acum, cash, așa? Și tăi că s-a uitat la el, a zis, bă, tâmpiți și mă, că îți trimiteam 2000 pe săptămână de acum până așa și dacă tu cheltuiai 1600, eu nu aș fi știut niciodată. El a vrut 2000, dar nu trebuia să organizeze treaba aia. El a zis, bă, 2000 acum, cash. Și să mă lași cu asta, cu bucătărea asta, cu dau de mâncare la săraci, cu să trag eu 200-300, vreau 2000 acum pe nimic. Și bă, tai că mi-a dat 2000, că nu, îi dai seama, cu preotul la mormântarea mea, ce, ia bă, cât i-a cerut, nu mai știu, m-a țin minte. Și a plecat acolo mâhnit, îți dai seama, supărat, bă, nu a vrut asta să fac și eu, că nu putea să organizeze el acolo, la Livezi, trebuie să organizeze ceva local. Și a venit în București și a cumpărat ziarul Libertatea, pe atunci exista în variantă print. Tot ziarul? Da. Cum tot ziarul? Te gândeai că a cumpărat? Pagina 5? Sau stai ce? Că tu așa ar fi, știi? Da. La nivelul ăla, știi? A, vreau să cumpăr ziarul Libertatea. Și am cumpărat, da, dar a trebuit să iau trusturi în jie pentru că îl conținea cumva, n-am înțeles de ce a trebuit să-i cumpăr și pe restul. M-am enervat îngrozitor, de-aia am luat pe toți. Da, tot ziarul. Da, am crezut că te gândeai la pagina 5 pe vremuri. A cumpărat ziarul Libertatea, care era în variantă print, și a citit acolo despre un preot care construiește o biserică în București. El și cu niște prieteni, oameni, să strânseze el. Și a zis, băi, eu mă duc să-l văd pe preotul ăsta. S-a dus și a găsit preotul, a găsit o structură, era așa, ieșise din pământ cu ea, cu tare construia. Da. El construia, adică când a intrat pe oamenii, bă, cum ajung la preot? Preotul era unul dintre ei, era în salopetă, s-a dat, eu sunt preotul, eu fac aici. Tu construiești biserica asta? Da. Păi și cum, explicăm. Și pe autorizația de construcție scria clar termen de finalizare a construcțiilor când o vrea Dumnezeu. Ăla nu știa, n-avea bani, el pornise, termin, știi că te ești obligat să spui în cât timp termin, nu? El a scris acolo, când o vrea Dumnezeu, termin, că n-am bani și aia. Și stai că mi-a zis, băi, eu te ajut să construim această biserică împreună. Au construit-o, ea există și în ziua de astăzi, este Biserica Sfântul Ilie din Titan. Stai că mi-a construit această biserică, suntem, nu știu, titor, nu știu ce se numește asta așa, nu avem fețele pe nicăieri, nu avem pe nicăieri, stai că mi-a refuzat. Cred că nu avem absolut nimic, măcar numele încrustat. Am și că a cumpărat clopotele de la Viena și acolo a fost altă ofertă, să scriem pe clopot. Bă, nu cred că avem nume pe nicăieri. Cât mai e un clopot nu la Viena? Mă întrebam așa, știi, da, de prea șmecherită care a dat 500.000 pe un clopot și mă gândeam acum, și... De acolo, nu, se pare că nu știu dacă se fac și la noi, dar nu știu cât a dat. Nu mai știu. Îți spun ce este. Ideea este că a făcut acest lucru și a construit biserica și de atunci am rămas. Tatăl meu a pus condiții, a spus, dacă fac această biserică, vreau ca această biserică să facă lucruri pentru comunitate. Și preotul i-a arătat, da, avem deja în plan. Soția, doamna preoteasă este oftalmologă și a făcut cabine de oftalmologie, care în fiecare weekend doamna preoteasă vine și dă consultații gratuite și ochelari gratis, care din aia bravo, de domnule. 1 euro și cu tare. Uh-huh. Fac niște chestii pentru copii. Vin săracii să mânce, au cantină, unde se mănâncă acolo la biserică, se mănâncă zi de zi, adică dau mâncare caldă și nu știu. Fac niște lucruri, știi, stai că mai azi. Asta e conția, biserica, ok, foarte frumos, dar să facem ceva și pentru comunitate.
Și din cauza asta, sau datorită acestui lucru, taică-mă se tot duce pe acolo. Se mai duce, mai vrește cu preotul, se mai organizează. E un fel de administrator și el pe acolo, pe la biserică, vorbește lucruri, mă, încă mai ajută. Au trecut ani așa, știi, în care relația între preot, între preotul Costescu și tatăl meu s-a adâncit. Și într-o zi, preotul a văzut pe tata supărat și a zis, băi, Ioane, ce ai, mă? Băi, părinte, cu ale mele de la birou, ceva... Băi, Ioane, zi, bă, ce mie, ce ai, mă? Bă, lasă-mă că sunt cu astea ale mele grave, înțelegi, cu tare. Aveam o problemă cu... Aveam o speță cu un teren, ne certam cu unii. Pă, niște drepturi litigioase, era un proces, nu se mai termina, era ceva lung. Tăi că mi-a zis, bă, o să simt că pierd bani, că uite, vine criza, că a venit deja, că am plătit mai mult și sunt un proces, nu se mai termină, cu tare. Băi, zi-mă și mie. Păi n-auzi că cu un proces și cu un teren, dar zi-mi exact. Păi și a zis, oamenii ăia erau, veneau la parohie acolo la preot, preotul știa personal și îi ajutase la un moment dat pe băiatul lor să ajungă preot. Bă, oamenii, încă o dată, cu care taică-mi era, și noi, familia, eram un proces, care cumpărase niște băieți cu bani, cu nu știu ce, și ne certam, era un proces îngrozitor. Și a zis, cu aia, păi ea sunt, eu am uștea pe băiatul lor să devină preot și nu ne-am cerut niciodată nimic în schimb. M-au întrebat dacă să... Și a zis, nu, că dacă pot să-l ajut, îi chem acum aici. I-a chemat și i-a zis, taică-mi, cum dumneavoastră ați construit biserica? Da. Păi și cum? Și dumneavoastră și faceți toate lucrurile astea? Noi renunțăm, Doamne, vă dăm asta. Dacă asta nu e minune, eu nu știu ce e. Adică, efectiv, un preot a întrebat pe taică, cred că era singurul lucru pe care îl putea face vreodată, l-a întrebat de 10 ori ce ai, taică-mi, să am un proces îngrozitor. Ba, mulți, nu știu ce, cu tare și sunt foarte apăsat. Și preotul a zis, simt și numele oamenilor. Bă, tăi, Doamne, iartă-mă, îi cheamă Costel Popescu și cu Vasilica Popescu. Sunt da, mă, clienții și, mei. E și lumea mică, mă. Adică poate fi și o coincidență pe acolo. Corect? Dacă, dar, într-adevăr, corect, dacă ești o iei stai... din punctul ăla... Bun, înțeleg, ai construit da, o biserică da. Și nu te aștepți ca preotul, adică, că, într-adevăr, dacă eu acum te întreb, bă, s-ar putea să știi și tu pe aia, să zici, da, mă, că au fost într-o seară și au rezervat masa la The Full la mine și știu și eu. Corect. Dar preotul ăla și ăia doi oameni, copilul lor era preot. Aveau un respect extraordinar, adică încât să renunțe la proces, s-au dus și a renunțat. Da, da, n-a fost doar o chestie adică de n-a fost, bă, o coincidență vă cunoaștem, că știu da, și atât. Boss, da, da. Ăia au venit și a zis, ăla, preotul nostru, prietenul nostru, îi făcuse pe, preot pe oamenii ăia și ei au vrut să-i dea la momentul respect, dom'le, vă dăm un BMW, vă donăm ceva. Preotul a zis, nu, voi vă spune vreodată dacă am nevoie de ceva. Și uite că i-au zis, dom'le, noi nu ne-am gândit să construim, nu ne-am permis, dar să renunțăm la asta, noi renunțăm, că oricum s-ar putea să pierd sau să câștigăm, decât să aflăm așa, noi acum mergem și renunțăm și câștigați din asta. Nu știu, adică, ok, și acum putem să zicem că sunt coincidențe, peste coincidențe, peste coincidențe, I agree, nu știu, nu știu ce să zic. Plus că, uite, mă, nu trebuie să cauți apă cu aia în fața ta. Îți mulțumesc frumos, Codin, că ai venit. Eu mulțumesc. Și pe 21 februarie Miami Beach în cinema. Toată lumea, ne vedem la film. Let us laugh. Normal. Mulțumesc. Mulțumesc.